Săruna, Gabriela, și bine ai venit la podcast! Ei, bine te-am găsit, așteptam să mă chemi! Ia uite, bă, băiatule, nu, că, ia uite! N-avem voie? Sau... Ba da, nu, nu, poți să arăți, mai ales că ești îmbrăcată, a. nu e nicio problemă, Playboy, anul 2000, Dar Gabriela, Cristea, vremea senzualității. A. Atât. Relația cu ei mei nu este una, adică nu, nu le-am cerut voie alor N-a fost o relație bună? Nu. Am fost oaia neagră a familiei doar pentru faptul că m-am născut fată și nu băiat. Ei mai trăiesc, părinții? A, doar tata. La mormântarea mamei ai fost? Nu. Nu. Sincer, mi-a fost frică să nu iau bătaie. Da, și acum mai sufăr. Eu, am... de exemplu, nu am cu cine să vorbesc. Eu n-am avut asta niciodată și asta, da, m-a făcut să sufăr. E greu să descoperi că E atât de ușor pentru cineva care practic ar trebui să-ți fie aproape să te vândă pentru câțiva lei. Te-ai fost căsătorită cu, cu da. Marcel Toader 5 ani de zile. Și era ok când m-am căsătorit. Din păcate, însă, foarte repede s-a deteriorat relația noastră. M-am trezit într-o zi că el îmi spune casa -ia mea, ușa -ia ta. Când am plecat, m-am dus eu la bancă când aveam bani. El în conturi avea niciun ban și conturile mele se umpleau în fiecare zi, iar el scotea bani în fiecare zi cât era limita maximă. Să știi că i-am trecut la pierderi și dacă îmi pot permite să trec un milion de euro la pierderi, cred că sunt o tipă extrem de cerebrală, ca să zic așa, și... Ce să vezi, Dumnezeu mi-a dat. Și după povestea aia, după ce ai, fost, ai trecut prin toate poveștile, le-ai cunoscut pe Tavi? Mie mi-a plăcut să fiu divorțată. <laughs> Serios! <laughs> Când am început relația cu Tavi, lumea a crezut că, de fapt, este relația mea pansament și nu prea ne dădeau așa șanse. șanse că o să fim împreună. Ce crezi că m-a atras? A fost o braznic. Și de acolo încolo am început să mă uit la el, să-l privesc, să-l descopăr, știi? A să treaba asta că tot am pus un pahar uh, să, s să bem aici <laughs> și de aici te duci tot la emisiune? <laughs> da. care nu, e po nu. Care povestea Eu aia? E prostie. Îți răspund ție pentru că înseamnă ceva să-ți răspund ție. Bă, uite, o să-ți povestesc o de asta. Fii atent. Ca să zici, <laughs> și să, că fie că... ceva care nu s-a mai spus practic <laughs> până acum. Nu s-a spus. Fii atent. Cât poate să fie omul ăsta de bun? -ți mai multe vizualizări. Doi. Acest podcast cu tine e, e senzațional La podcastul acasă la Măruț Știi ce zic? aplaudă Salutare, oameni buni și bine ați venit la podcastul Acasă la Măruță! Alături de mine avem o femeie superbă, frumoasă, dar ea știe toate aceste lucruri, așa că orice compliment cred că este inutil. Săruna Gabriela și bine ai venit la podcast! Ei, bine te-am găsit! Așteptam să mă chemi! Eu mă bucur foarte tare că suntem împreună, pentru că vă urmăresc pe uh, rețelele de socializare și că ne cunoaștem de foarte mult timp. Să știi că și eu vă urmăresc pe rețelele de socializare! Uh, și da, ne cunoaștem de foarte mult timp. Ceva mai devreme spuneam înainte de a începe podcastul, că pe cuvântul meu de onoare, dacă nu, Nicole Sherry, în unele fotografii seamănă destul de tare cu tine. Serios? Da. Eu, e prima dată când aud chestia asta, dar e o fată frumoasă, așa că n-am cum și să... Și talentată. Și nu mai pun la socoteala asta, știi? Colega noastră, Gabriela Cristea, oameni buni... E... Povesteam mai devreme, cred că l-a fost pe la toate televiziunile. Mm, nu, chiar. cu mici excepții. Cu mici excepții, da da, da, da. da. Ai fost la cele mai importante? Am fost la cele mai importante și uh, am totuși 30 de ani de televiziune. Adică... 30 de ani? Da, da. 20, 22, uh, 30 de ani de anul ăsta. Super tare. Unde ai început? La TVR. Îți mai aduce aminte cum a fost prima emisie? Da. Și eu tot la TVR am început. Da, nu, știu. nu, am început la Europa Nova, stai. Ah, pardon. Altceva. Da, uh, mi-aduc aminte. Bine, eu în televiziune de mică, pentru că am făcut balet și tot făceam cântarea României, uh, tot felul, tot felul, știi? Uh, dar, ca și prezentator, am prezentat prima ediție organizată de TVR a Eurovision. Okay. Uh, și am prezentat cu Horia Brenciu. Și mai ai caseta Îți mai aduce aminte? Nu, am o singură poză de acolo în care sunt eu față în față cu Horia Brenciu, uh, nu seamănă absolut deloc <laughs> cu mine, pentru că eram tunsă bob scurt uh, și... Cu multe kilograme în minus și păream destul de înfiptă pentru momentul ăla, dar eu eram leșinată. Pe dar te-ai descurcat bine, și apoi ai rămas la TVR? Da, m-am descurcat foarte bine, și apoi am rămas la TVR, dar foarte puțină vreme și n-am mai avut colaborări. Că, de fapt, se făceau colaborări cu TVR-ul, da, știi, da, da. și n-au avut să-mi dea un proiect concret. Și. După aceea s-a deschis tele 7 și uh, în Tele7 era director uh, artistic uh, regretatul Alios Astroian, uh, pe care eu îl cunoscusem în TVR și care practic pe mine m-a și uh, ajutat să învăț, uh, el era director de imagine, dar era genul de om pe care îl întrebam cum se face aia de ce se face aia așa da, știi și a plăcut foarte mult că Erai curioasă și eram că să curioasă înveți. și voiam să învăț și atunci a fost așa ca un mentor pentru mine Și după tele 7? După Tele7 s-a deschis ProTV și am fost la ProTV. Ai fost cu NATO atunci, campania de da. intrare a României în NATO, da, nu? Da, da. Uh, multe. Uh, am fost cu Eclipsa, cu uh, toate adică erau campaniile. pe care le prezentai? Erau campanii pe care le prezentai sau stăteai doar în spate? Nu, nu, nu. Am lucrat și în față. Pentru că erai și PR la un moment dat. La un pentru moment dat, campanii. da. da. Uh, după care, vrei să facem așa o trecere pe peste <laughs> Cartea tot? Cartea de vizită a Gabrielei Cristian cei 30 de ani, deci <laughs> fost TVR 7, Să-mi aduc aminte, știi. Așa, după Pro TV m-am dus în B1. Da. După aceea m-am dus în. A fost și realitatea o perioadă? Nu, n -am, nu. La realitatea n-am fost. Nu, la adese la de știri n-am lucrat. Okay. Așa. Uh, canal D. Canal D, și după aia Antena. Unde te-a plătit cel mai bine? <laughs> Uh, pe social media. Și unde ai fost cea mai fericită din toate televiziunile astea, uh, fără să includem actualul loc de muncă? Deci excludem unde lucrezi da. astăzi? Uh, să știi că eu am fost fericită oriunde, atâta timp cât am avut uh, proiect la care să lucrez, pentru că mie îmi place să muncesc și îmi place în momentul în care mă apuc de ceva să și cred în ceea ce fac și să. să f și atunci am fost fericită. Am fost mulțumită. Am fost. Uh, Împlinită. împlinită. Între anii 2000 și 2005 am găsit ai prezentat știrile sportive și fix oh, vai, da, da, da. Și fix aia a fost și perioada când ai apărut în Playboy. Uh, da, am găsit am... aici revista Noi fiind niște, cum să zicem, uh, uh, fani ai acestei publicații <laughs> și dornici întotdeauna de lectură. Am găsit revista din anii 2000. Vrei să arăt? Da, nu, doar așa să vedem uh, să, să vedem e că, că e aici. Ia uite bă, băiatele. nu, că, ia uite. N-avem voie sau? Ba da, nu, nu, poți să o arăți, mai ales că ești îmbrăcată, A. nu e nicio problemă. Playboy, anul 2000. Și costat, ne 33.000 de lei. 33.000 de, de lei. O avere? O... Da, nu, știu, nu mai știu ce însemna la vremea respectivă. Gabriela Cristea, vremea senzualității. A. Atât. Ți-aduce aminte? Mi-au da, mi dat lacrimi, <laughs> ce să zic. Da, mi-aduc aminte momentul... Să știi momentul... că nu o deschidem, gata, o lăsăm așa închisă. Perfect. Uh, mi-aduc aminte momentul, un moment ca oricare altul, adică nu ți închipui că e o chestie wow. Cum că pentru toți era să apari în Playboy, însemna că uh, odată că arăți foarte bine și că însemni ceva pentru public ca să te recunoască, să meargă lumea, să cumpere revista. Da, e adevărat, dar eu am luat toate lucrurile astea așa... Fireste. Da... E normal, mă, să apară. Sună, suna lipsă de modestie sau cum? nu Nu, <laughs> nu, 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 clar. Și dar ți aduce aminte? Adică a fost... Uh... Uh, da, mi-aduc aminte. Mi-aduc aminte. Uh, una dintre poze a fost chiar premiată uh, în America, la Playboy America. Um... Mulțumită de poze, și de ce ai ieșit? Pentru că după aia apăreau întotdeauna uh, foarte multe discuții. Persoanele care pozau acolo nu erau, uh, nu știu, mulțumite. Uite ce a fost. Uh... Hai, mă, mă lași. na, Mă marketing. Marketing. <laughs> deci... Doar că la vremea respectivă nu știam că se cheamă marketing, știi. Okay. Deci, mulțumită. Da. S-a plătit bine? Uh, sinceră să eu nu mai mi-aduc aminte exact, exact, dar bine, binișor, bine, ce binișor. Ce au zis ai tăi? Păi, relația cu ai mei nu este una, adică nu, nu le-am cerut voie alorbei. orbei. N-a fost o relație bună? Nu. Niciodată? Uh, nu prea. De ce? Pentru că ei și-au dorit altceva, eu mi-am dorit altceva și la un moment dat conflictul a fost atât de mare încât am hotărât ca fiecare să o luăm pe drumul pe care simțim că trebuie să-l luăm. Și când s-a rupt relația? Păi, după ce am făcut eu 18 ani și am hotărât să-mi iau viața în mâini și să încep să fac, să-mi fac o carieră și să fac ceea ce îmi doresc. Și a rămas relația ruptă de atunci? Da, da. Ei mai trăiesc, părinții? Doar tata. Și nu mai păstrezi legătura cu el? Nu. Deloc? Deloc. Și cu mama? Mama, din păcate, nu mai este. Da, ai măcar... Ați pleca, a plecat în, fiind voi în păcate? Uh, nu știu ce să-ți spun la momentul ăsta. Mm, probabil că niciodată nu te împaci cu, cu gândurile. Nu sunt, eu nu sunt împăcată, dar nici nu pot să spun că aș fi putut să fac altceva. Știi? Consider că la momentul la care am putut să fac niște lucruri le-am făcut și după aceea fiecare, știi când o să ajungem acolo în fața bărbosului și o să ne întâlnim cu el față în față, o să o să dăm cu subsemnatul, știi? Aveai 18 ani și uh -huh. înseamnă că copilăria a fost destul de agitată, că nu s-a oprit atunci la 18 ani. Nu, dar practic n-aveam voie să fac nimic. Erau stricți? Da, foarte, foarte stricți. Și uh, orice le-aș fi propus, li se părea că, bine, poate că era și perioada aia de după Revoluție, imediat în care libertatea era prost înțeleasă, copiii se pierdeau foarte, foarte ușor pe drum. Numai că n-a fost cazul meu, că nu voiam să mă pierd nicăieri pe drum. Eu doar voiam să fac televiziune. Asta. Ei nu să... erau de acord? Nu, nu erau de acord. De exemplu, uite, povesteam de momentul acela cu Horia Brenciu, primul da, moment de la al Eurovizion. meu. Din, da. Am venit acasă și am spus, uite ce mi s-a întâmplat, o să prezinte Eurovizionul, e foarte încântată. Și, și mi s-a spus, nu. Nu. Și atunci am sărit pe geam și m-am dus să-l prezint. Pentru că tu vrei să faci treaba. Pentru asta. că eu voiam să fac chestia asta și pentru că nu erau foarte multe intrările la momentul ăla. Dacă, dacă pierdei trenul, pierdei trenul și mai venea tre trenul peste 5 ani, habar n -am. Iar eu nu aveam 5 ani să pierd. Sau cel puțin așa consideram la momentul respectiv că nu i-am. Și. Nu. Ai fost singură la părinți? Nu. Mai eu... Mai am un frate. Cu el vorbești? Nu. Nu, pentru că și el este de acord cu ce s-a întâmplat. Adică, cumva ne-am scindat în două. Um, cumva am fost oaia neagră a familiei doar pentru faptul că m-am născut fată și nu băiat. Asta a fost o. Erai mai mică? Nu, era mai mare. Era mai mare. Era... Și de ce? Adică, părinții își doreau să fie, să fie băiat? Nu doar părinții, ci toată familia. De ce? pentru că povestea asta probabil se întâmplă în anumite familii când te gândești că lași numele mai departe moștenirea sau sunt anumite tradiții dar tu crezi că eu nu le las fetelor mele nu, cu, da, zic moștenirea anumite tradiții sau anumite lucruri și de asta zic, nu înțeleg de ce să fi fost și la tine da, ca poate asta. pentru că nu știau așa știau ei adică nu pot să-i judești pe oameni pentru că știu într-un anumit fel dar nici nu uh, poți întotdeauna să lași tu de la tine ca să uh, încurajezi uh, nu știu habotnicia cuiva, știi? Și relația ta cu ea a fost uh, fina, adică de la 18 ani n-ați mai vorbit Nu. deloc? Nu, pentru că uh, în momentul în care încercau să ia legătura cu mine, n-au fost, mă rog, situația nu era prea roz, știi? Era mereu cu reproșuri. Uh, și pe lângă asta și altele. Adică. Eh mie mi se pare incredibilă povestea asta pentru că, uite, nu știam. Și nu știam că uh, tu pare o persoană care arăți că îți place să ai familia în jurul tău. Păi și place. Pentru că iubești lucrurile astea, uh -huh. știi? Și, de fapt, tu în sufletul tău ai fost o persoană care de la 18 ani n-ai avut mamă și tată lângă tine. Și, de fapt, asta am căutat de atunci. Să, să am familia mea. Știi? Dar să am familia mea așa cum am văzut-o eu și cum am, cum am crezut eu de cuvință că trebuie să fie o familie. Și pare că am reușit. La mormântarea mamei ai fost? Nu. Nu. Uh, nu pentru că situația atunci a fost foarte tensionată și pentru că... Sincer, mi-a fost frică să nu iau bătaie. că adică crezi că s-ar fi ajuns la treaba? Totuși, mama Sunt ta sigură. te duceai la mormântarea mamei. Sunt sigură și știu ce zică. Bătaie de la cine, de la tata, de la e, frate? Asta nu mai. Hai să o lăsăm așa. Da, te duci la ea la cimitir? Uh, am întâlnirile mele cu ea în care vorbesc și vorbesc foarte des cu ea. Îți pare rău dacă ai dat timp înapoi că n-ai făcut ceva să reglezi lucrurile sau crezi că nu se putea? Din păcate, provin dintr-o familie în care femeile nu prea aveau foarte multe lucruri de spus. Mi-ar fi plăcut, de exemplu, ca. Mama mea avea un soi de independență financiară care i-ar fi permis, de exemplu, să stea de la egal la egal cu, cu, tatăl. Uh, cu tatăl meu. Dar, uh, din păcate, provenea dintr-o familie care nu-i permitea chestia asta. Știi și. Uh, uh, practic, eu am produs Revoluția în familie. Pentru că tu nu mai te supuneai? Da. Sau pentru că îi spuneai mamei tale să nu mai stea cu capul plecat? Uh, nu am avut acest tupeu să-i spun. Nu știu dacă să-l numesc tupeu îndrăzneală, pentru că nu mi-am permis să o judec enunțând chestia asta. Dar uh, acum pot să-ți spun că în adâncul sufletului meu, da, am judecat-o. Era violent tatăl tău cu ea? Îți dai seama. Pentru că presupun că foarte multe lucruri pleacă din, din zona asta. Da, să știi că. Era și cu tine? Uh... Și cu fratele tău? Sinceră să fiu, nu știu. Știi că mă gândesc că se întâmplă povestea asta, nu știu, în familii unde există scandal, ceartă, frații se unesc, știi, și fac echipă împreună. De asta. Nu ne-am înțeles, tine? la noi, noi nu ne-am înțeles niciodată. El a fost cu 5 ani mai mic, interesele noastre erau diferite pentru că eu am făcut liceu de coregrafie și munceam de dimineață până seara și când spun munceam, chiar munceam. Uh, și uh, el avea alte preocupări, înțelegi? Adică, eu... adică nu exista conexiunea asta între voi. Da, și conexiunea asta de multe ori este realizată și cu ajutorul familiei, ceea ce nu se întâmplă, zici. Exact. Și când a murit mama ta, câți ani avea? Câți ani aveai, de fapt? Păi. Uh, aveam 30 ceva, 36, 37 de ani. Ai suferit? Îți dai seama. Da, și acum mai sufer. Eu, am... de exemplu, nu am cu cine să vorbesc. Adică, afară de faptul că vorbesc cu ea în gândurile mele, eu nu am un om cu care să pot să împărtășesc, știi, să zici, băi, sunt pe cutare, sau afară de soțul meu. Dar uneori poate și am nevoie și de un sfat în ceea ce îl privește pe soțul meu, de ce nu? Și eu n-am avut asta niciodată și asta, da, m-a făcut să sufăr mama ta treia când ai devenit tu mamă la rândul tău? Nu. N-a apucat să vadă momentul asta. ăsta. Dar tatăl tău te-a sunat el vreodată? Nu. Nu, dar nici nu aștept asta. Și nici nu-mi doresc asta. Mă gândesc câteodată, știi, oamenii care se uită din afară și se uită poate la un podcast sau la o emisiune TV și întotdeauna zic că, da, cum să nu te împaci cu părinții tăi? Că e ușor, trebuie, sângele apă nu se face, trebuie să ierți, trebuie să reușești să treci peste toate lucrurile astea. Și, de fapt, când povestești tu, care ești implicat în povestea asta, îți dai seama că nu e atât de ușor, pe cum pare întotdeauna din afară, de la oameni care nu sunt implicați emoțional. Să știi că lucrul pe care <coughs> sau care mi se pare cel mai greu și pe care încerc să-l. nu știu, să-l arăt fetelor mele este că să spui îmi pare rău și să-ți dai mâna e un lucru care trebuie făcut. Eu, pe mine nu m-a învățat nimeni lucrul ăsta, știi? Și nu prea știu cum se face, dar încerc să le învăț pe ele, adică e un paradox, știi? Și e, e foarte greu. E complicat. Știi, niciodată n-aș fi zis că tu ești o persoană care ai trăit fără părinți, ei fiind totuși în viață. Da. Pentru că niciodată n-am simțit din energia ta, din entuziasmul tău, povestea asta. Pentru Întotdeauna că... apăreai o persoană Echilibrată care gata, știi? Ai tot ce trebuie. Da să știi că sunt o persoană echilibrată doar că singura, singur om că, care a reușit să mă echilibreze am fost eu. Și am descoperit că, de fapt, asta este puterea mea cea mai mare. Faptul că îmi găsesc echilibru. Și când, de exemplu, eram însărcinată cu victoria. Am avut niște dereglări hormonale, cum au multe gravide, și am, am făcut niște atacuri de panică. Și și în momentul ăla am văzut că în ciuda echilibrului meu pe care l am, Știai că l -am. da, m-am trezit că s-ar putea ca la un moment dat să-ți fugă viața de sub picioare. Da, întotdeauna când ai impresia că ești stăpân pe tine, se da. poate întâmpla ceva care să te debusoleze total, să nu te aștepți. Dar uite, am o întrebare pentru tine care s-ar putea să fie extrem de, de apăsătoare. Ia. La înmormântarea mamei nu ai fost. Pentru că ți era frică că s-ar putea să-ți iei bătaie dacă mergeai acolo. Ferească Dumnezeu, când o să se întâmple același lucru cu tatăl tău? N-am un răspuns. Nu știi dacă o să mergi la mormântarea lui? Nu l-ai iertat? Um... Că mă gândesc că acum e mai în vârstă. Știi ce se întâmplă... Dacă lucrurile s-ar fi oprit, poate acolo la 18 ani, poate că acum aș fi trecut peste. Dar gesturile pe care el le-a făcut ulterior mă opresc să fac la rândul meu niște gesturi. Știi, pentru că în momentul în care ai un copil, nu Cred că e ultimul lucru, sau nici nu ar trebui să treacă prin cap vreodată, sau, cel puțin, eu așa cred. Și așa voi face copiii mei. N-am să-mi denigrez niciodată copiii, indiferent de, de. Ce vor face? Ce sau vor prin ce face, face sau prin ce vor trece exact. Și uh, eu m-am recunoscut foarte mult în povestea de viață a lui Meghan Merkel. E greu să descoperi că. E atât de ușor pentru cineva care practic ar trebui să fie aproape să te vândă pentru câțiva lei. Asta s-a întâmplat cu tine? Da. Și ce înseamnă te-a vândut pe câțiva lei? Ce, ce poate să însemne? Ce televiziunile plăteau atunci pentru orice informație și mai, mai puneau și vorbe în gură dacă trebuia, știi? Și să spui niște lucruri care nici măcar nu erau. Adevărate și care nu făceau decât să mă. Dărâme. Emoțional, psihologic, imagine tot. Te uiți la un moment dat și spui, băie, de noaptea minți, lucrurile astea nu s-au întâmplat, de unde au apărut. Da, dar lumea zice, le spune tatăl ei, ceea ce înseamnă că sigur așa e. Da. Și e complicat. Da. Ei locuiau în București? Da. Te-ai întâlnit întâmplător cu ei? Mm, nu. Dar dacă l-ai vedea pe stradă, te-ai duce pe trotuarul celălalt? Nu știu. <laughs> nu știu, n-am, răspunsuri. Dacă vrei răspunsuri la întrebările astea, sunt sinceră și... Nu. Pentru că nu e ușor să gestionezi cu lucrurile astea care sunt legate de familie și în același timp cât de mult ai luptat tu să-ți faci familie. Pentru că știu că până ai rămas însărcinată au fost ceva etape destul de apăsătoare. Oh, da, da, da. da fost complicat. Ai făcut uh, fertilizare în vitro o dată? Am făcut într-un an uh, câte se pot face fiziologic. Adică șase, parcă, cinci, șase, nici nu mai știu. Că, știi, lucrurile astea urâtele, le le uiți. uiți. Uh, cinci sau șase uh, și n-am avut succes cu niciuna, cu nicio intervenție. Uh, și când am făcut-o pe ultima, n-am mai putut. Am cedat uh, psihic. și ai zis gata. Și-am zis gata. Mai ales că presiunea e foarte mare. Uh, noi știi foarte bine că suntem expuși, deși nu ne dorim de fiecare dată să... Ai și tu momentele tale da, care trebuie să fii exact. doar tu cu... Tu cu tine sau tu cu familia ta. Și n-am mai putut. Și practic uh, i-am zis soțului meu uh, aici ne oprim că nu mai pot și mai vedem noi, mai să ne luăm un răgaz. De fapt și el a ajuns să se la capătul puterilor, pentru că el e un tip foarte puternic și cerebral așa și uh, uh, el m-a susținut 100% și uh, în momentul în care nu ne-am mai concentrat pe chestia asta, ce să vezi, am rămas gravidă. Natural. Și s-a întâmplat lucrul ăsta. Da. da. Știi ce vreau să te întreb? Tu ai mai fost însărcinată? Am fost o singură dată însărcinată. De, de două ori am fost însărcinată. O dată pe la aproape de 20 de ani, 19-20 de ani, dar sarcina nu era una viabilă. Ai fi păstrat dacă era o sarcină? Da era într-o relație atunci da. cu cineva cu care te vedeai da, da. având o familie uh -huh. și uh, am mai pierdut o sarcină cu tavi o sarcină tot așa uh, naturală, adică naturală, că... da în perioada când ai fost căsătorită pentru că și Marcel face parte din perioada ta. Știi, mă uitam așa pe diverse lucruri legate de de tine, Gabi și ziceam, Doamne, câte te s-au întâmplat, cum au trecut atât de multe lucruri, dar parcă atunci când și vorbești Și mi se pare că viața mea e așa de liniară și nu se întâmplă nimic. Dacă stai, tu ai fost căsătorită cu, cu da. Marcel Toader 5 ani de zile. Atunci da. ați dorit să devii mamă? Atunci a vă dorea da. să deveniți părinți? Uh, eu. Tu. Da. el se făcea că plouă. El nu-și dorea, el avea un copil și... Mai mare, da. Da, și pentru el era ok. Adică nu m-a susținut nici măcar... Da, de ce te-ai căsătorit? Uite, o să fiu foarte cinstită. M-am căsătorit pentru că ajunsesem la o vârstă. Uh, și era ok. Când m-am căsătorit. Uh, nu pot să zic că a fost uh, o mare dragoste. Nebunie, pasiune, pf, stele, căzătoare și așa mai departe. Dar uh, ajunsesem la o vârstă și am zis, bă, e momentul să mă așez și eu la casa mea, e momentul să fac și eu vreo 2-3 copii, uh, măcar unul uh, și uh, să uh, fiu și o în rândul lumii, cum s-ar spune, cariera mea era super înfloritoare, adică știi... Dar te căsătoreai neiubind persoana aia? Ba nu, l-am iubit, de ce? L-ai iubit? Da, da. Pentru că la început a fost uh, un om extraordinar, cu asta m-a și cucerit. Bine, mai mult i-a cucerit pe prietenii mei, uh, după care încet, încet m-a cucerit și pe mine și am zis, băi, de ce nu, până la urmă e un om ok, se poartă frumos cu mine... De ce să nu mă căsătoresc? Avea toate aturile la momentul la care ne-am căsătorit pentru a avea o relație ok. Din păcate, însă, foarte repede s-a deteriorat relația noastră. Adică, primul semn l-am avut după două săptămâni după ce ne-am căsătorit. Adică? Mi-aduc aminte că m-a sunat un prieten, iar eu n-aveam nimic de ascuns și am pus telefonul pe Speaker. Și omul m-a sunat să mă felicite pentru căsătorie. Ei, ce faci? Cum ești? Am văzut că te-ai căsătorit. Bravo, felicitări, bla, bla, bla. La revedere. Uh, și atunci a avut prima criză din asta de cine e ăsta, ce face. De ce te sună. Da, cum își permite. Mă, dar m-a sunat omul să-mi zică felicitări, ești nebun la cap. Și atunci ar fi trebuit să mi se aprindă prima dată beculețul, dar am zis, bă, hai să nu fiu chiar nebună, nu zică că-s nebun. Buna din curtea școlii. Ok, nu îi place omului, am înțeles treaba. Și, da, de fapt, la el era hoțul, strigă hoțul, știi? Că. El punea problemele astea, ca și cum ar fi fost el, de fapt. Uh... Exact, exact. Și încet, încet, relația a început să se deterioreze, din ce în ce mai grav, pentru că eu munceam foarte mult. Plecam dimineața undeva pe la șapte jumate, opt, și mă întorceam seara la opt acasă. De luni până sâmbătă munceam. Și munceam de luni până sâmbătă pentru că el mi-a zis du-te, muncește, fă. el stătea acasă și... Avea grijă de casă. Avea grijă de altcineva. Și eu mă duceam și munceam în, în perioada aia el treia cu altcineva, nu? Uh, nu cred că a trăit cu nimeni efectiv, adică să fie o relație constantă. Avea mai multe aventuri. Da. Acum, știi cum e, uh, nici nu putem să vorbim multe pentru că el nu mai e, nu mai... Uh... Ai fost la mormântarea lui? Nu pentru că și aici relația s-a rupt la cinci ani ți-a luat, nu? Măi, da, pentru că mă, știi, în momentul în care ceva nu merge bine, te concentrezi pe ceea ce îți merge bine ca să ai de undeva, de unde să-ți iei resursele. Și atunci eram într-o perioadă în care mergea foarte bine în carieră. Foarte bine. Și uh, câștigam și foarte mulți bani de pomană, așa? Și uh, M-am concentrat foarte mult pe carieră și mi-am văzut de cariera mea și mi-am văzut de cariera mea. Uh, e adevărat că mă chinuiam în viața de zi cu zi și când spun mă chinuiam, chiar mă chinuiam. În comparație, știi, refugiul meu era să mă duc la serviciu. Da. Și. Uh, la un moment dat, când n-am mai putut, pentru că și dacă muncești așa ca tâmpitul, ca tâmpitul de dimineață până seara și n-ai zi liberă, n-ai vacanță, n-ai așa, la un moment dat am început să mă degradez, că așa e treaba. Și am început să am niște probleme de sănătate. Și efectiv nu mai puteam. Și am zis într-o zi, nu mai pot și nu mă mai duc. E, și atunci a fost scandalul de pe lume pentru că. Uh, cum să nu te. Cum să fie obosită și să nu te duci să câștigi atâția bani? Și am zis, nu, nu mai pot. Și n-a avut ce să facă, și uh, eu am rămas acasă, am vrut să-mi iau și eu măcar. Hai, nu un an sabatic, să-mi iau o săptămână. O săptămână trei luni, poftim să mă refac, știi? E, și de acolo s-a rupt uh, filmul, pentru că um, practic eu am rămas fără venit. Adică s-a rupt filmul și cu cariera care și legat de carieră care funcționa uh -huh. și viața oricum da, de cuplu care nu era. Prea era, da. Și am uh, la un moment dat eu nu aveam de unde să știu, pentru că eu nu aveam acces... E greu de crezut, dar asta e realitatea. Neavând când să mă duc și să văd cum stau din punct de vedere financiar, eu știam că mi intră banii. M-am trezit într-o zi că el îmi spune casa -ia mea, ușa -ia ta și ai, eu plec 3 zile, patru zile, în astea trei, patru zile te muți. Da, era casa... Era casa lui. Și uh, norocul meu, știi care a fost, că uh, făcusem actele să vând și apartamentul din Dorobanți. Adică făcusem în tabulare și cadastru, știi? Și nu știu cum a fost o situație, nu mai țin minte la momentul respectiv, că n-am putut să o vând. Și pentru că mi-ar fi vândut și casa din Dorobanți și eu m-aș fi vândut să mă mut pe trotuar în și cine a fost cu, alături de tine după ce ai divorțat? Oh. Că cu familia nu te înțelegeai, uh, cu fratele nu puteai să vorbești, iar erai animă noi. Uh, eu am mulți prieteni și mulți prieteni la care țin foarte mult. Uh, am niște oameni deosebiți care mă tratează de parcă aș fi copilul lor. E vorba de Paula și de Gelu. Uh, și, uh, Paula și Gelu sunt un fel de familia pe care n-ai avut-o? Da, da. Ei n-au avut copii, pentru că n-au putut să facă copii, și cumva m-au luat pe mine, așa de suflet, știi, fără, fără acte. M-au luat și m-au crescut sub aripa lor, cumva. Și. Uh... Și atunci ei au fost și ei? Care... Ei au fost lângă mine, am mai avut niște prieteni foarte, foarte buni, care sunt și acum alături de mine. Și băiatul lor este și nașul fetelor noastre. Um, am avut-o pe prietena mea, Cami, um, pe Camelia Enciu. Și cam atât. da oamenii... Era ok. Cumva îi vedeam că se bucura că am scăpat, nu știu dacă înțelegi. Da, da, da. În sfârșit, mă, gata, da. și-a luat valul de pe ochi. Da, da. Mm -hmm. Și uite, e bine. Atunci era perioada aia când spuneai că primeai banii aia mulți, erai la Canal D, nu? Mm -hmm. Aveam o turci atunci. Cât era? mii pe lună? Da. 20.000 de euro primeai pe lună. Mm -hmm. Și cât a ținut treaba asta? Că nu ești român dacă nu-i faci calurile. De, de, de vreun milion, așa. Adică un milion de euro uh -huh. de care s-a ales praful? Nu s-a ales praful. S-a ales praful pentru mine. Da. Banii aia... Da. S-au dus. Da. Cum e viața asta, vezi? Să știi că i-am trecut la pierderi. Și dacă îmi pot permite să trec un milion de euro la pierderi, cred că sunt o tipă extrem de cerebrală, ca să zic așa, și ce să vezi, Dumnezeu mi-a dat după. Când am plecat, m-am dus eu la bancă, că n-aveam bani. Înțelegi? Pentru că el, a fost, el era un tip foarte șmecher, așa, de felul lui, și lua în calcul multe chestii, la care nu te-ai fi gândit, că nu te gândești să, că te-ar putea fura soțul sau soția, înțelegi? Și el avea grijă ca întotdeauna eu să am bani pe card dacă vreau să-mi cumpăr ceva și să am bani în buzunar, ca să nu trebuiască să mă duc vreodată la bancă înțelegi? Pentru că în timpul ăsta la bancă el făcea în așa fel încât în timpul ăsta banii la... voștri să fie banii lui Da, el avea drept de semnătură asupra banilor mei uh, pentru că atunci când ne-am căsătorit uh, am zis hai să mergem să ne facem fiecare câte un cont nou și uh, tu să-mi dai mie drept de semnătură și eu să-ți dau ție drept de semnătură pe conturile noastre și mi s-a părut o chestie wow, de ce tare și doar că el în conturi avea niciun ban și conturile mele se umpleau în fiecare zi. Iar el scotea bani în fiecare zi cât era limita maximă. Ai și scotea din bani? Păi așa îi scotea, așa i-a scos, cash. Nu cred. Da, ulterior am cerut toate extrasele de cont de la bancă. Și um, pentru că, mă rog, eu l-am dat în judecată, dar l-am dat în judecată un pic cam prea târziu și uh, între timp el a murit. A murit și ce să fac să-l dau în judecată. Nu nimic, nu? Nu. E bine că ai rămas totuși sănătoasă și bine, dar... Și cu mintea. Și cu mintea. Dar atunci, practic, de la oboseala asta și de la stresul ăsta, ți-ai distrus și partea profesională. Adică atunci ai renunțat la canal de... Atunci am renunțat pentru că nu mai puteam... Cumva nu mai făceam față, pentru că eram foarte stresată acasă. Nu poți să ai liniște acasă. Adică dacă... Nu poți să ai liniște la serviciu dacă liniște acasă, da. Și atunci, încet, încet, n-am mai putut nu mai făceam față. Organismul meu a cedat la un moment dat, știi? Și a zis, mă, măcar o păstrez cu mintea limpede, sănătoasă, nu limpede, sănătoasă, că nu prea eram cu mintea limpede la momentul ăla. Și uh, îi dau pe partea fizică unde se duce să se mai tratează, mai ia o pastilă și trece, știi? Uh, eu am învățat multe lucruri din, uh, din experiența aia. Multe, multe. Dar câteodată parcă îți pare rău că trebuie să înveți atât de multe lucruri, dar trec ani în același timp. Nu? Da, dar tu ți-ai trăit experiențele. Acum că bune, că mai puțin bune, ele te pregătesc pentru ceea ce urmează. Iar ceea ce a urmat a fost... Ceea ce trebuia ceea ce trebuia, da. Hai că povestim imediat despre ce a urmat, dar acum am dau seama că noi, practic, stăm de povește de ceva timp aici <laughs> și n-am băut mă, niciun pahar cu apă, n-am băut niciun vin. Oricum, să știi că am ceva vin pentru tine, dar în același timp mă gândeam, a venit frumoasa, Gabriela Cristea, la noi la podcast și n-am pus mă, nimic în pahar să bem și noi să dăm cu, noroc. Cu șampanie. Și în cu... orice șampania, șampanie, șampanie, uh, Rain Extra se numește și este cel mai vechi și cel mai cunoscut vin Spumante din România. Este, da, da, fii atent, este medaliat de-a lungul timpului cu diverse distincții, iar vinul uh, spumant este vinul spumant al casei regale și mai este supranumit Rhein Extra Brut Imperial și fii atent dacă știai povestea asta, dar a fost servit chiar la ceremonia de încoronare a regelui Ferdinand în 1922. Tare! Mi se pare foarte tare și este din struguri chardonnay, alegi cu atenție... Atenție! 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 Opa! Asta este perfect! Și ce vreau să spun și pentru cei care ne urmăresc că pot să afle mai multe despre acest uh, spumant uh, Rain Extra pe iconicdrinks.shop le lăsăm oamenilor și descriere le apare și linkul unde pot să găsească o varietate uh, de vinuri și băuturi uh, spiritoase din uh, portofoliul grupului Alexandrion. Cred că trebuie să pun mai puțin, nu? Ok, perfect, asta este, să știi că nu pleci cu mâna goală acasă, pleci cu o sticlă, dar asta am pus măcar să dăm așa uh, noroc și să ne bucurăm că uh, suntem împreună aici la podcast, uite, iată. ta, e A, pentru mulțumesc, tine. mulțumesc, mulțumesc. E o și rece, adică. Da, văd, am lăsat. o să o să beau cu soțul acasă. Te rog, întotdeauna. No, aici ok. mă bucur mult că ai venit să știi și Doamne mă bucur ajută. că ești așa foarte sinceră și, și foarte, foarte deschisă. Asta este a ta, o punem aici ca să, să, să știi că plece cu ea. Asta o avem și, noroc, Doamne ajută. Noroc. Cum e viața asta, mă, cu de toate, știi? Da. Și cu bule. <laughs> și cu bule. <laughs> și fără bule. Da, și cu da, de exact. toate. Exact. Și după povestea aia, după ce ai, fost, ai trecut prin toate poveștile, l-ai cunoscut pe Tavi? Da, am avut... Mie mi-a mi plăcut să fiu divorțată. <gângără> serios! <gângără> mi-a fost cea mai mișto perioadă în care eu m-am regăsit, așa. Ok. Uh, serios, mi-a plăcut să fiu divorțată și nu... În ciuda faptului că erau bărbați care mă curtau în perioada aia, nu m-a interesat. Dar... Deci ca să fii fericită, trebuia să fii divorțată. Da. Asta e perioada deși, care îmi place. Deși, îți mărturisesc sincer că în momentul în care mi-am dat seama că o să divorțez, parcă a căzut așa stigmatul pe mine, știi? Și am zis, aoleo, divorțat, statutul ăsta de divorțată. Oh, ce o să Și, zică lumea? Ce o să zică lumea? Întotdeauna asta... e. Ce o să zică lumea? Și am avut, am avut niște chestii apropo de treaba asta, pentru că, știi, mă invitau, de exemplu, Uh, familiile cu care eram prieteni mă invitau uh, femeile uh, să ne întâlnim noi în oraș, dar nu mă mai invitau la întâlnirile și cu soții. A oh, venit pericolul. N-am înțeles-o pe asta niciodată. Și, și simțeai treaba asta? Uh, da, am simțit treaba Te asta. Te exclusă din grupurile alea? Păi că mai e divorțată, cine știe ce... Dar n-am înțeles-o niciodată. N-am fost niciodată în viața mea amantă, asta pot să spun, și nici măcar nu am fost atracție pentru vreun bărbat căsătorit vreodată. Adică nu mi-aduc aminte. N-am. Ba, mi-aduc aminte. M-a curtat o singură dată un bărbat care nu era căsătorit, dar era într-o relație cu cineva. Nu spunem persoană importantă. Poate relația domnului nu funcționa și de asta. E căsătorit și acum cu doamna. Tot cu doamna? Da. Ah, înțeles. Și persoana e cunoscută. Da. Nivel înalt. Foarte. <laughs> <laughs> da. Ok, și, Doamnele, deci te invitau doar la cafea să povestiți, voi, ca fetele. Da. Și să te plângi lor și le să afle prin ce treci. Da. Dar, dar când ar... e să ieșim la o masă cu toții, la pe aia, nu e bine să fie. Da, acolo. da. Cât a ținut perioada asta de divorțată? Uh, hey, era prima cu... Doar o doar dată am fost căsătorită, în afară de căsătoria pe care o am acum, cu... Cu Tavi. Da. Și uh, am fost singură o lungă, perioadă de, o lungă perioadă, vreo 8 luni până când l-am întâlnit pe Tavi. N-am vrut perioada aia de doliu în care cineva să... Uh, beneficieze de vulnerabilitate. Exact, ta. și să-mi fie bă, umăr pe care să-i plâng. Nu am simțit să fac chestia asta, am simțit să mă reîncarc energetic eu cu mine, știi? Deși toată lumea. dar tu nu ești cu nimeni, nu, frate, că mă simt bine și chiar mă simțeam bine. Și uh, când am început relația cu Tavi lumea a crezut că, de fapt, este relația mea pansament și nu prea ne dădeau așa șanse. șanse, că o să fim împreună. Dar cum v-ați cunoscut? La bă, Canal D, pentru că eu între timp mă întorsesem în televiziune și el, el cânta în band acolo. Și ne-am cunoscut... La țigară. Nu chiar. Să știi că el a dat interviu cu mine și mi-aduc aminte și acum eu eram foarte relaxată. <laughs> eram foarte relaxată, el era foarte preocupat așa, nu aveam ce treabă. El, de... Normal, el își dorea da. locul, adică el da, vrea să da. facă o figură frumoasă. Și mi-aduc aminte și acum că am tot avut treabă, el m-a așteptat și am zis, ia hai mă să-l vedem și pe ăsta. Știi că am așa fost. și eu m-am așezat, minte și acum, eram într-o pereche de pantaloni scurți, foarte scurți, că era vară. August, așa. Și atunci vremurile erau și foarte călduroase. Da. Scurți pantaloni. Foarte scurți. Așa. Și eu m-am așezat în salaia de interviu acolo. El stătea, cum stai tu, așa. Și eu m-am așezat, eram foarte obosită. Și m-am așezat și cu picioarele pe masă, așa, ca bosi, știi? Pe sistemul bossii. Și el, săracul, să ai seama, se gândea că ce, că... Dar mi-a plăcut foarte mult. Uh, mi-a plăcut faptul că era dispusă să muncească și că se putea orice, dar bine, el își dorea postul exact ce spui și tu. Uh, și, da, nu mi-a atras atenția ca bărbat atunci. Că nici nu mă interesa treaba asta, știi? Erai divorțată, ți-era bine și vrei să strești perioada aia? Da. Și uh, l-am intervievat, am vorbit cu el, l-am ascultat, dar, mă rog, și. Da. Uh, I-am dat răspunsul în câteva zile, că n-aveam eu timp să mă gândesc la asta. Și uh, relația noastră a început cam după două luni, două luni, nici nu știu exact să spun, cam așa. oricum. Păi, a început să vă vedeți zilnic, pentru că vă da, vedeam da. la muncă și vă vedea zilnic și. Da, ne vedeam zilnic. Și uh, ce crezi că m-a atras? A fost obraznic. Au zis băieți, deci a dacă o... vrei să o cucerești, no, nu, nu mai pe caz, Gabriela, da. în general poate pe vreo da. persoană trebuie să fii obraznic. Da, a fost obraznic. Adică, adică și-a și permis niște chestii așa... Îți mai aduce aminte da, Obraznicia. Nu... Da. Ce? Um, fusesem îmbrăcată într-o... cu o zi înainte, fusesem îmbrăcată cu o, roșie, cu o cu rochie roșie. roșie. Iar arătam Țibla atunci, Țibla era. Am venit și la tine în emisie în perioada aia Și uh, eram cu o, roșie, cu o rochie superbă, roșie. Mi-a cântat Lady in Red, nebunie. Uh, și a doua zi, când îl văd, venise la emisiune și avea o cămașă roșie. Și eu îi zic, Ia uite, ți-ai pus o cămașă... Că știi, o cămașă roșie pentru un bărbat e, da, e. destul de îndrăzneață treaba. Adică nu... Și zic, eu uite ce cămașă roșie. Și el trecând așa, știi, eu eram în platou, la mine pe scaun, acolo, într-o pauză de publicitate, și el trecând așa, spre ieșire, îmi spune, da, am poftit la rochia ta roșie de ieri. Deci... Pe, pe mine e greu să mă... să-mi închidă cineva gura, știi? Și să mă lase fără replică. Eu... Imediat aveai da. ceva de zis. Deci m-am enervat, băi, deci mi s-a ridicat părul în cap, nu știu dacă înțelegi, știi? Și de acolo încolo am început să mă uit la el, să-l privesc, să-l descoper, știi? Pentru că până atunci era un coleg care... Ok, și? Și am început încet, încet să ne... Îți mai aduce aminte momentul ăla când s-a întâmplat? Să-ți dai seama că, da uite, am început o relație. Uh... Da, mai târziu, oricum. Știi că eu... A trebuit să mai poarte rochia, să mai poarte că așa <laughs> aia roșie de câteva ori. Da, oare și acum, o ține acolo. L-am întrebat, dar de ce mai ții că așa asta? Că, na, știi cum mi-a mai trecut vremea și peste el, au mai venit și peste el vreo două, trei chile. Și, că mașa asta a nu zis, las-o acolo că e bine, că mașa asta e amintire, da. Da, și după aia lucrurile au fost simple. Nu, Erai pregătită, gata, să începi o nouă relație? Da, eram pregătită. Adică, Care e diferența de vârstă între El este cu aproape 5 ani mai mic decât mine. Dar, sinceră să fiu, el este cu cel puțin 5 ani mai înțelept decât mine. El n-a mai fost căsătorit. El n-a mai fost căsătorit și cumva avea handicapul ăsta. Cum, frate, să o iau eu pe femeia asta care e divorțată, știi? Dar în momentul în care descoperi omul potrivit, ești, mai contează, o ieși cu șapte copii dacă... Când e să se întâmple, se întâmplă. Asta zic. Chimia asta. Și v-ați căsătorit în... V-ați cunoscut în 2014, nu? În 2013. În 2013... Eu am divorțat... Încă nu erai divorțată. Ba când... da, ba da, eram divorțată. S-a pronunțat divorțul 1-2 mai, 3 mai, 5 mai, pe acolo. O chestie de asta. Dar oricum, noi nu mai eram de foarte multă vreme împreună. De la începutul anului, cumva. Și uh, noi am început relația undeva cam în perioada asta. Cam Doamna. cum suntem acum, toamna, da. Și. Uh, și ne ține. Foarte frumos, pentru că apoi v-ați fi căsătorie religios. Uh, da, ne-am căsătorit religios mai târziu. Ne-am... Uh, și cu căsătoria, el m-a cerut în căsătorie după vreun an și un pic, uh, și uh, m-a cerut în căsătorie în octombrie, anul următor, și eu în ianuarie am rămas însărcinată. Cu Victoria, nu? Nu. Uh, și am rămas însărcinată și hotărâsem, înainte să rămân însărcinată, hotărâsem să ne căsătorim în aprilie. Uh, că aveam eu chestia asta cu maiul, să nu mă căsătoresc în mai, știi că eu o superstiție. divorțat, n-are rost da, să mă căsătoresc. Da. nu pot Nu să am două sărbători în aceeași lună. <laughs> exact. Așa, și uh, m-am uh, hotărât să ne căsătorim în aprilie și în ianuarie am rămas însărcinată. Din păcate, însă, sarcina s-a oprit în evoluție când aveam 9 săptămâni și eu am avut atunci așa un soi de semi nici nu știu cum să-i spun da, știi că nu mai voiam nimic nu îți dai seama că am fost super fericită în momentul în care am rămas însărcinată și după aia fericirea s-a dus pe apa sâmbetei și uh, el a fost, uh, de aia spun el e cu cel puțin 5 ani mai înțelept decât mine pentru că uh, el atunci a zis, da știi eu te-am cerut în căsătorie, nu pentru că ai rămas însărcinată, dar am cerut înainte în căsătorie. Asta era bonus. Uh, și dacă am hotărât să ne căsătorim în aprilie, chiar aș vrea să o facem pentru noi, nu pentru. Uh... Nu făceam oricum că ai rămas da, să însărcinată. Da. Și uh, atunci raționamentul lui mi s-a părut ok și am zis, da, e momentul să facem asta. Și ne-am căsătorit. Ne-am căsătorit civil și, practic, atunci am făcut o petrecere foarte mare, am avut mulți invitați și ne-am distrat super, super, dar n-am făcut și căsătoria religioasă pentru că nu eram pregătiți. Nu știu ce ne-ar fi trebuit să ne pregătim. Dar... Ați făcut-o după aceea? Am făcut-o după aceea, mult după aceea. Aveam ambele fete. Am făcut-o înainte să o botezăm pe Iris. Deci... Spuneai ambele fete, Victoria, Bela, Margor, nu? Nu. Bela, Victoria, Margo. Margo. De unde e numele acestea? Și a fost, practic, fertilizare, nu? La, la, nu. La, nu. Nu. Ambele, deci practica... ambele sarcini au venit pe cale naturală. Adică ai încercat foarte multe fertilizări, când nu mai puteai și zis, nu mai vreau să încerc. Da. Doamne, Doamne, a avut grijă ca să vină totul exact. cât se poate de normal. Da. Uh, și uh, noi suntem niște nebuni Deci pe prima uh, copilă o cheamă Bela Victoria Margot Și pe a doua, tea Iris Selena uh, Sunt niște uh, nume pe care nu le întâlnești ușor Foarte ușor uh, Dar în același timp, uh, eu am chestia asta cu numele uh, Mi se pare că numele poate să te definească ca și persoană Și să-ți dea un sens în viață și am zis, bă, le dăm mai multe ca să-și aleagă ele, știi? Că la un moment dat, poate Victoriei, nu o să-i mai placă să-i se spună Victoria și o să vrea să-și spună Margot. Și de unde ai pus numele Bela? Uh, lui Tavi îi plăcea foarte mult uh, numele? numele Bela și era o piesă la momentul ăla, u, uh, știi aia, u, Bela, u, și mi-o tăcânta el mie, știi? Și a zis, uite, mi-ar plăcea să o cheme Bela. Și uh, i-am zis, bă, da, Bela, așa, Bela... Și tot zicea Izabela, Izabela, că seamănă da. cu Bela. Și am zis, mă, da, dacă tu vrei Bela, hai să-i punem Bela, că asta este. Victoria mi-am dorit eu foarte mult și mi-am dorit să am o fată pe care să o cheme Victoria. Nu mă întreba de ce. Ok, așa a fost, așa ai simțit tu. Așa am simțit eu. Iar Margot, um, Tavia a avut o relație foarte specială cu bunica lui, pe care o chema Margareta. Și uh, pentru că Margareta parcă nu e chiar atât de sonoro, uh, știi? Uh, am zis, hai să-l stilizăm un pic și uh, mie îmi place foarte mult numele Margo. Deci oarecum în memoria bunicii. Uh -huh, da. Și eu am ținut. Tavina nu ținea neapărat la chestia asta, dar eu am ținut foarte mult și... Pentru că știai că înseamnă pentru el destul da. de Da. Și Iris, Tea, Selena, Iris e un nume foarte frumos și... Și a început să fie destul de desuzitat în ultima vreme, când l-am folosit noi nu era... Așa des? Da, ne-am, ne ferit de numele astea care se întâlnesc foarte des într-o clasă, știi? Adică îl pe unul și imediat se ridică Da, 10, exact. Da? Și la momentul acela Iris nu era foarte auzitat, acum văd că e destul de, de desfolosit. Teia? Tea a fost ales de Tavi și i-a plăcut lui. Și Selena? Și Selena l-am ales eu pentru că cumva, în momentul în care am rămas însărcinată, știi, am văzut amândoi o stea căzătoare. Și asta e gândul nostru: că știi că toți ne facem tot felul de povești din astea în cap, că de fapt ea atunci a venit către noi, știi? Că steaua aia căzătoare, de fapt, a fost pentru noi. Eu nu știam că sunt însăcinată și am aflat în dimineața următoare. Și uh, am zis că trebuie să îi dau și ceva, așa, cu stele, cu. și nu puteam să îi pun numele stela sau steluța. Și atunci am găsit Selena care. Una este prințesă, adică și regină, pentru că Victoria, nu? Da. Și una este zeiță. Toate numele lui Iris sunt nume de zeiță. Cum te înțelegi cu ele? Foarte bine și foarte conflictual în același timp. De ce? Pentru că sunt o mamă responsabilă, nu le fac doar mofturi. Le încercăm să le educăm pe amândouă în ideea în care trebuie să aibă și limite și consider că limitele sunt extrem de importante. Dacă ar fi după ele, ar mânca numai prăjituri și în fiecare zi ar trebui să mergem de 10 ori la magazinul de jucării să cumpărăm jucării. Ți-e teamă la un moment dat, pentru că fără să vrei, gândești relația pe care ai avut-o tu cu mama ta? Nu. Și ai momente în care Zici, stai să nu fac așa pentru că așa făcea mama? Nu. Stai să nu zic asta pentru că așa era la mine în familie. Nu? Nu. Sunt. Nu mă gândesc că destinul lor va fi destinul meu sau că. Nu, e... Fiecare cu destinul lui. Și încerc să le. Insuflu ideea asta de independență. Și să le induc ideea că viața lor e viața lor și le aparține în totalitate. Și că sunt libere să-și construiască viața, evident că le dăm niște direcții. direcții. Pe alea pe care le știm și noi. Dar um, nu încerc. Uite, de exemplu, ca să mă înțelegi, eu, eu nu încerc să mă împlinesc prin ele. Deși toți avem tendința asta. Că uite, acum vreo. Um, lună de zile când a început școala, a trebuit să alegem opționalele pentru școală. Și eu tot o țineam pe a mea să, înve să meargă la șah, să meargă la șah, 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 Pentru că tu ai vrut să faci șah. Pentru că eu nu știu să joc șah. Pentru că nu a avut cine să mă învețe. Și mi se pare că mi, -e, mi se pare că e o lipsă pentru mine. Pentru că eu am o minte destul de strategică și consider că aș fi fost o, bună. o jucătoare bună uh, nici nu mai am răbdare acum să învăț -mi uh, dar mi-a promis fica mea că o să mă învețe ea și Tavi la un moment dat că mă întorc la ce spuneam inițial Tavi la un moment dat mi-a zis uh, păi da tu vrei să-ți împlinești tu ce -ai ce n-ai putut să facă da? copiii ăștia da? și uh, m-am dezmeticit așa un pic și a zis oh, să ne revenim un pic că nu e bine dar m-am întrebat-o, vrei? I s-a părut interesant și am trimis-o. Acum nu o să fie Elisabeta Polihroniade. n de unde să știi. Sau poate o să fie, habar n-am. Dar o las pe ea singură să decidă. Nu... Adică dacă îi va plăcea, va face, dacă nu, nu o să o forțezi. Da. Dacă vrea să cânte, poate să cânte Dacă vrea să facă balet, poate să facă balet Dacă vrea să se facă matematician, poate să fie matematician Dacă vrea să fie femeie de serviciu, este fix opțiunea ei Dacă te întreabă de bunici, ce îi spui? Uh, te am întrebat? Uh, m-a întrebat, socul meu este și el decedat Și m-a întrebat și le-am povestit I-am povestit de mama că nu mai este și că a mers la Doamne Doamne și e și bunicul acolo. Și uh, de tata i-am spus că uh, el este în altă parte, are familia lui, cum noi avem familia noastră și... Pentru că copiii de foarte multe ori poate văd la școală că vine un bunic să ia sau văd în parc și poate de asta fac și ea sucerea și te întreabă dar bunicul meu sau bunica sau... Deocamdată n-a fost uh, situația asta... O să vedem la momentul respectiv cum o gestionăm. Nu, nu anticipez nimic. Mie îmi place surpriza. Pentru că, exact cum zicea ceva mai devreme, am vorbele la mine. Da? Și pentru că nu rămân surprinsă. Și dacă rămân Sau surprinsă. Sau dacă rămân surprinsă, uite, mă mărit! Da, exact. Nu, da. Știi ce se întâmplă? Mie, de exemplu. Eu niciodată nu stau cu invitatul de vorbă înainte de a intra în platou. Normal, pentru că trebuie să fie să te descoperi atunci cu el. Da. Pentru că altfel tot misterul și tot, știi că mai vine câte un invitat și zice, dar ce o să mă întrebați? Sau ce da, să... Da, și se duce tot farmecul. Spontaneității. Da. Și exact. nu, niciodată nu stau de vorbă. De asta nici eu nu te-am întrebat înainte să intrăm la podcast de ce nu ai verigheta la mână. Nu o port. De ce? Nu o port, nu mai port bijuterii aproape deloc. Și uh, nu... Dar ce, nu știe lumea că măritată sau cum? Nu știu, dar știi cum e oamenii? Gata, am văzut-o pe Gabriela, n-are verighetă. Ce s-a întâmplat? Șoc! nu mai că nu mai lucrez la canal de acolo, da. era cu șoc, șoc, șoc. Șoc, 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 nu? Da. da și n-aveți verighete? Sau ba da, ba da. A. Tavi le poartă. Noi avem două verighete, ne-am făcut o verighetă. <laughs> o poartă și pe a ta. <laughs> da. Uh, ne-am făcut o pereche de verighete când ne-am căsătorit la Colonia civilă și încă o pereche la cununia religioasă. Deci stai o parte. Da. Ok, perfect. Uh, pentru că m-a dus uh, vorba de bijuterii, vreau să-ți fac un uh, cadou. Sunt uh, prietenii noștri de la Culto, iar uh, atunci când avem uh, persoane senzaționale, la noi, la podcast, zic măruță, uh, vreau să le faci câte un cadou de la Culto, Forever Diamonds. E un uh, cadou uh, pentru tine pe care, uite, Ia să vezi, să vezi despre ce este vorba. ți a zis că nu pleci cu mâna goală de aici, de la, de la podcast. Adică avem. Se pleacă și cu un vin de Sâmburești, se pleacă și cu un uh, uh, spumant, adică se a, pleacă cu tot ce frumos. trebuie. Foarte frumos. Foarte frumos. Vai, ce tare Acum îl văd și eu. Știi că nu l-am văzut? Serios? Da. Și mie îmi place. Păi, da, era legat sau... frumos, că nu mă gândeam că l-ai dezlegat și l-ai legatul la loc. Ar fi fost culmea. Cool, da chiar e frumos. Da. E o cruciuliță. E Ești. Ești foarte. Tare. Ești credincioasă? Da, dar nu sunt din aia habotnic-o, practicant -o. Eu am relația mea specială cu Dumnezeu. Și când vorbești cu El, ce îi spui? Când vorbesc cu El, în ultima vreme. În ultima vreme îi mulțumesc pentru. Pentru că mi-arată calea în fiecare zi. Asta e rugăciunea mea. Uite, uh, Și că se poate. Ți că orice ți ai pune în minte, se poate. Dar, mai că trebuie să-ți dorești din suflet. Uh, păi, da. Și sincer. Doar dacă vorbim așa, hai să... Doamne, de să câștig și eu la loto? Nu, nu, nu ajută. Nu, asta zic, ajută. nu. Cei de la Culto Forever Diamonds i-au făcut cadou acest uh, lânzișor cu această cruțuliță superbă iar eu de fiecare dată când am ocazia reușesc să port de la ei câte un ceas pe care îl și prezint celor care se uită la podcast. De data asta am un TISO T-Race cronograf, iar TISO este brandul de, de ceasuri renumit întreaga lume ca fiind de cronometru oficial al sporturilor și asta se întâmplă întâmplă datorită funcțiilor pe care le are, măsoară timpul sportivilor și e un ceas așa, t uh, un design foarte interesant, arată și duritate, rezistență, uite, e pe negru și auriu, chiar arată foarte, foarte interesant. Ce zici, mă, Pozaș, că și tu ești fan uh, ceasuri? Super, mai Sup ales fan Fantiso. <laughs> da? E pe bune, Fantiso, așadar, e un uh, ceas uh, Tiso, T-Race, care practic poate fi găsit în tot ceea ce înseamnă magazinele TISO sau CULTO. Perfect, mulțumim mult de tot! Auzi, mai am iartă-mă, am fost acum în vacanța părinților, am fost pe Costa de Azur și la un moment dat eram la Monte Carlo, apropo de ceasuri, știi? Stai pic, vacanța părinților de la școală? adică Nu, în vacanță doar noi doi. adică în vacanța părinților doar voi doi, da. Da. Și vacanța părinților de iubiți, sau cum vrei să-i spun așa. De... Faceți mereu treaba asta? Uh, e primul an când am făcut asta. Am început de anul trecut să facem câte un weekend pe lună. Doar și, voi? Doar noi, și anul trecut uh, și în vara, acum am fost în prima vacanță a părinților. Cât șapte zile. Uh, 5, 5. N-am avut curaj mai mult. <laughs> și acum, de ziua mea, uh, Cavi mă duce undeva, nu știu unde, mi-a zis doar să-mi iau două zile libere de la serviciu. Și doar voi doi? Și doar noi doi, da. Fain. Așa, și via, stai să spun că e da. foarte tare uh, Și eram la Monte Carlo și, știi, la Monte Carlo, că ca oriunde te-ai da. câteva milioane în jurul tău, așa, știi? <laughs> Și în zona cazinului acolo sunt toate brandurile astea mari de ceasuri, da. ceasuri adică ceasuri. Ceasuri, da. Și la un moment dat îl vezi pe un tip așa care era îmbrăcat cine știe ce, nu era, știi, și se înfice direct într-o vitrină a unui ceas renumit. Un brand un tare. Un brand de vreo 100.000 de, de euro, ceasul ca să zic așa, și se uită, se uită, se învârte, se răsucește, se uită în vitrină, se... zic, mama, acum intră și cumpără, știi, dar părea foarte preocupat, așa știi, și la un moment dat se uită la ceasul lui, se uită la ceasul ăla. El avea, uh, nu știu, un ceas electronic da. de la, de luat din piață, înțelegi? Și zice, E ok, și pleacă mai devreme. Știi, practic, a Ai venit a și a reglat ceasul. ceasul adică, omul a zis, bă, da. cât e asta, mă? De... Păi, vezi și ceasul ăla de 100 de mii de euro, ți arată aceeași oră ca ceasul ăla pe care l-ai luat din asta piață. Zic. Când e ziua ta? Acum, în câteva zile, pe 26 octombrie. 26 octombrie, Gabriela Cristea, frumos la mulți ani, mă gândesc, <laughs> să, să, ți mai fac un cadou, că s-a ridicat. Uite, avem și pe prietenii ăștia alături de noi, Florentino Deliur, iar dacă tu te duci, practic, și Pleci de ziua ta, că ți-a făcut cadou două uh, Dar nu știu tavi. unde pleci. Nu știu unde pleci, dar cu siguranță, fiind octombrie, da. s-ar putea ca vremea să fie mult mai răcoroasă și tocmai de aceea... A, un fular! Băi, dar fii atent ce fular. E făcut din uh, uh, lână, lână, dar din un orice lână. Lână virgină, Ciucă. Ta. Da. Da, 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 serios. Da. Și e de la prietenii noștri, Florentino Deliur, oamenii ăștia care au zis când vă vin invitații la podcast, stă și foarte bine așa. Da, e o culoare care îmi vine foarte bine. Stai că trebuia să mă... Să... Te-au nimerit oamenii ăștia, nu? Da. Dar și, și, te prinde, pentru că ai și ochii... Uh -huh. E foarte frumos. Mulțumesc mult de tot. E... Ia, uite, nu mă gândeam la că mă duc acasă, acasă cu... Asta e, exact. Tu ai lucrat și la TVR, știi cum era la Marina Almășan la emisiune. <laughs> <laughs> se pleca cu de toate. Deci se pleacă și stai că mai am pentru tine. O să vezi, că mai dau câte ceva. Auzi, Florentino Deliur, mulțumim. La podcast și eu m-am îmbrăcat-o de la ei. Mi-am pus așa un training, o cămașă. Tot, Foarte frumos. Mi-aduc aminte de Manuel Isopescu, Dumnezeu să-l odihnească, care știi că lucrea la viața satului. Da. Și era plătit în pește, carne și... <laughs> Ceea ce în ziua de azi n-ar fi da. Da, 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 da. da. Mi-aduc aminte un banc legat de povestea asta și apoi continuăm. Dar de, de fapt nu e un banc, e o realitate povestită chiar de Ovidiu Ianițoaia. La un moment dat îl oprește poliția pe DN1 și uh, polițistul îl vede și face să trageți pe dreapta. Și oprește undeva în zona Corbeanca. Trage pe dreapta, pac, vine mașina și îl vede pe Ovidiu Ianițoaia la volant. Chiar povestea spusă de către el. Polițistul vede și face a, Ia uite-te aici Domnul Țopescu a, Domnul Țopescu stați, stați un pic, domnul Țopescu, pe dreapta să-l sun pe șeful Șeful e domnul Țopescu Bine, stai puțin că vine acolo Pac, vine șeful, pac, trage mașina și face Bă, dar prost ești, mă, cum e Țopescu? Nu vezi că e Sopescu? Săracu <cute> S-a părut foarte tare povestea am asta am Domnul că... Sopescu e tot regulă, mergeți mai departe am, Asta e povestea spusă am de Ovidiu că... Ianițoia am... Celebru Ovidiu Ian da, da, lasă că Ovidiu Nitoia a fost și cu celebra fază aluțiria cu avioanele. De, de, avioanele, da. da. Ne Ovidiu, un om fabulos. Da, este, este, este. L-am prins și eu când lucram în Pro Da, și e un om în continuare plin de viață, așa, și scrie senzațional. Da, și Bun. e genul mucalit, așa, și de mișto. Da. Uh, știi ce vreau să te întreb? Chestia asta mi se pare foarte interesantă. Deci atunci când ai o căznicie care vrei să-ți funcționeze cum trebuie, la un moment dat trebuie să faci timp pentru tine și pentru soțul tău? Uh, eu nu am dormit cu copii în pat niciodată. Din două motive. Unul care are legătură cu căznicia și celălalt uh, strict cu copii. Mie mi-a fost frică să nu mă urc peste copii, <laughs> nu știu dacă înțelegi. <laughs> și adică... acum... Și acum sunt atât de nebună încât când dorm cu una dintre ele, dacă vine la noi în dormitor și se cuibărește lângă noi în pat, eu dorm așa mai departe, știu, eu nu dorm cu copiii în brațe, pentru că mi-e frică să nu-i strivesc. Am avut chestia asta de când erau foarte mici și am zis de ce, dacă da, mai stați acolo. Și, și a da, doua, da. consider că relația dintre un bărbat și o femeie nu se oprește în brațele unui copil. Și crezi că ți-ar fi distrus relația dacă dormeai cu ei? Pentru că la un moment dat sunt, da, sunt dormim o felul de teorii. cu Dar dormim cu ei. Am dormit cu toate cu, cu toate, cu amândouă fetele până la trei luni în coslipăr. Da, da, lângă voi. Lângă noi, în pătuțul de lângă noi. După care, întotdeauna mă duceam și dormeam, să nu-mi și închipiu că sunt o mamă denaturată și n-am dormit cu copiii mei, ferească Sfântul. Dar, de exemplu, le adormeam le lăsam la ele împătuți și n-am vrut să le obișnuiesc la noi în pat și mă duceam și mă băgam în pat lângă tabile Le monitorizam așa, cum le monitorizez dacă poți să-ți închipui, am camere de luat vederi, am reality show acasă. Okay. Și uh, uh, la un moment dat când auzeam copilul că plânge, mă duceam, mă mufam și... Asta era și după aia puneam iarăși copilul în și iar mă întorceam lângă tabii și dormeam împreună, că așa mi se pare firesc. Adică să nu uităm un lucru și asta ce crezi? Am învățat-o de la soțul meu. Uh, nucleul unei familii e dat de mama și de tata, de cei doi iubiți, de femeie și de bărbat. Copiii cresc și vor pleca liniștiți. Cine rămâne după aceea? Ah, că mai vin copii, că. Dar tu cu bărbatul tău sau tu cu femeia ta trebuie să fii bine și să fii în armonie și să-ți continui viața. Că nu ai făcut doi copii și gata, viața s-a terminat. Și atunci, da, ne-a trebuit ceva vreme, că uite, Victoria are șase ani și uh, cam de anul trecut am început să ne. Reluăm ieșirile doar noi doi, pentru că avem nevoie, ca măcar din când în când, să mai stăm de vorbă și despre alte lucruri sau să ne re... Conectăm. Conectăm unul la altul, știi? Pentru că acasă mai stăm în timpul zilei sau um, ne facem, de exemplu, zile în care uh, să avem activități comune. Uh, ce treabă ai? Păi acolo, acolo, acolo. Bine, uite, eu merg acolo, după aia mergi cu mine acolo, știi? Ca să stăm împreună, să mai vorbim, să mai... Dar nu e același lucru că trebuie să stai și să ți-aduci aminte cum erai tu în tinerețe. Nu mă refer um, în mod special la intimitate, care trebuie să existe oricum. Uh, mă refer la gânduri, la, bă, să te uiți în ochii lui așa, să te scurgi în ochii lui și să zici, mamă, ce mișto e asta așa cum îmi place, știi? Uh, și am început. Ne-a ne luat ceva vreme, dar am început să, să facem chestia asta. Asta e, asta e un sfat dacă ar putea fi așa și pentru persoanele da. care au ceva în decăznicie, adică să-și ia timp ei pentru ei. Uite, noi, de exemplu, avem acum niște fini care nu se regăsesc. Au făcut un copil, copilul are un an și nu mai reușesc să se reconecteze unul cu celălalt. Ea a devenit o uh, mamă foarte posesivă așa și nu există decât copilul și atât, iar tatăl este un apendice al familiei sau el o consideră, nu știu, știi că până la urmă nu știi ce e în casa omului uh, și nu reușește să se mai reconecteze unul cu altul. Și noi încercăm să-i ajutăm, dar știi cum e, Dumnezeu ză, dar nu-ți bagă în trai Ai avut momente în care ai simțit că pierzi conexiunea asta cu Tavi? În lungul, de-a lungul relației? Uh, dacă aș fi fost, dacă el ar fi fost cum sunt eu, probabil că da. Dar el a fost suficient de înțelept în relația asta, încât el a fost... m-a tras și pe mine, știi? Că puteam să mă pierd foarte ușor în, în ideea de a deveni mamă și gata. Și mă ocup de copilul meu și... Dar el a avut puterea asta și m-a tras cumva din... De pe marginea prăpastiei. Și atunci, da, ți-am zis că el e mai înțelept decât mine. Cu cinci ani cel puțin. Cel puțin. Și atunci, practic, a știut cum să facă în așa fel încât nici să nu intervină în cariera ta, dar în același timp să funcționeze și familia. Să știi că vorbim despre uh, carierele noastre unul cu celălalt. Uh, nu ne punem pile niciodată unul celuilalt, uh, dar ne sfătuim. În același timp, uh, el e un pic mai naiv decât mine vis-a-vis -vis de treaba asta, pentru că eu sunt și mai rodată, știi? Că, uite, de exemplu mi-aduc aminte că el a aflat, de exemplu, câți bani câștig eu cam după... Eram deja căsătoriți. Deci eram de... și el nu știa cât câștig eu. Uh, și a aflat întâmplător ce crezi, pentru că trebuia să mă duc la o renegociere. Și eu învăț, nu sunt asta cu, rene cu negocierea, nu, 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 nu. pune-mă să fac 10 emisiuni de televiziune, să-ți vorbesc de dimineață până seara, să vă. Fac... Sunt ok. Nu mă pune să negocesc, că nu-s vânzătoare. Nu, nu mă pricep. eu o altă meserie pe care nu o stăpânesc. Și știi cum e, că ești emoțional și zici, bă, și cum să abordez și ce să facă, nu știu, nu mă pricep. Și el atunci așa știi să... Și a zis, da tu te duci să negociezi? <laughs> Și eu am zis, logic, că, na, la fiecare da, da, e... așa se face o renegociere. poți să ducă în jos sau în sus, în funcție de performanțele pe care le ai. Și el mi-a zis, păi ție nu-ți dă cât trebuie? Adică... Adică nu ești mulțumită? Adică, da, n-ar trebui să negociezi, ar trebui să îți dea cât trebuie. Și am zis, oh, ce naiv ești... Dacă ar fi să-mi ei după cât îmi dau ei, nu mi-ar da nimic, mi-ar mai lua niște bani din portofel, știi? Și atunci a aflat cât câștig, că, că nu, nu e... Și eu și el avem o chestie din asta, băi, muncește că banii vor veni oricum. Nu-i căuta. Nu-i căuta, că ei vor veni oricum. Eu mi-am permis să pierd un milion de euro. Și... Așa și, ce să fac? Să mă dau capul de pereți. la că bine alții. Adică, important este să trăiești în prezentul ăla. Nu întotdeauna ancorat doar în trecut. Da, mi-ar mi fi stat bine cu un milion de euro în buzunar. Acum, de ce să zic că. <laughs> știi? Da. Dar știi ce vreau să te întreb? Uh, crezi că într-o relație contează cine câștigă mai mulți bani? Pff, habar n-am. Adică, dacă tu, ca femeie, câștigi mai mulți bani, uh, strică relația? Pentru că, poate, statistic este în felul următor. Bărbatul să câștige mai mulți bani, el e strâpul casei, trebuie să aibă grijă de, de familie. Dacă se întâmplă invers, chestiile astea schimbă, într-un fel, de relația? Păi, nu știu, tu câștigi mai mulți bani decât Andra? Acum, <laughs> sincer. Acum asta să... să... Să n-am făcut un calcul de asta. De asta zic. Nu am stat niciodată să ne gândim câți banii vin în casă și sunt folosiți pentru casă. Adică, ca familie. Ca familie. Niciodată nu, nu, să... nu a trebuit să... percepția? Adică pentru o femeie? Uh, nu. n are nicio relevanță. Și să știi că și Tavi câștigă a aproape la fel de mult nu, ca da, și mine. Nu, nu luam exemplu 100% da, exemplu da, da. vostru, ziceam în general, pentru că, uite... Eu avut... cred că ține de cât de educat este bărbatul. Că, de fapt, problema nu este la femei. Sunt și femei de astea. Vai, dar cum, El trebuie mm -hmm. să vină, să facă. eu Banii mei mă duc să-mi fac pedicura sau manicura. Da, da, da. Dar um, cred că mai mult bărbații sunt cei care spun vai, dar... Uh... Cum să câștige nevastă mea? Trebuie să am un de asta precedent adică exact asupra și... ei să cumva să fie dependentă de mine, știi? Nu știu. Nu nu e cazul la noi. Asta e. Atunci când funcționezi ca o familie, îți dai seama că lucrurile astea nu au o mare valoare, știi? Că important e să să fii pe aceeași lungime de unde, și cred că sunt alte lucruri care contează. Uh, singurul lucru, apropo de treaba asta, este că ne-am împărțit treburile, dar nu neapărat din punct de vedere financiar, ci mai degrabă ca să nu se aglomereze unul cu toate. Adică uh, eu plătesc telefonul, gazele și lumina. Ca să nu ne le deconecteze. Da, exact, <laughs> și el plă, plătește nu știu ce, apă, da. nu știu, că mai are și el, are și, are și el are data, lista cu, lui. Cu responsabilitățile Înțeleg? lui. Da, el plătește grădinița și școala a fetelor. Eu, știi, ne-am da. împărțit așa, ce, tu ce plătești, aia plătești, da, dar nu am făcut socoteala că unul plătește mai mult și unul plătește mai puțin, ci mai degrabă ca să ne degrevăm de chestii administrative, știi? Atâta pot eu, ia și tu restul sau invers, știi? Când există discuții la voi în familie de la ce pleacă. Um... De la multe chestii, în general de la lipsa de timp. De la lipsa de timp, de la faptul că eu, de exemplu, mi-aș dori un pic mai mult timp cu fetele și mă oftică chestia asta, nu știu cum e. E o chestie pe care n-am cum să o controlez, știi? Pentru că știi și tu când ai emisiune în direct, îți numără 3, 2, 1 și ești în emisie. Nu poți nici să întârzi, nici că de neu e ocupat, nici că nu... Adică, tu știi bine că ai avut COVID și ai făcut emisie de acasă. Știu, de multe ori se uită și zic, bine, mă stiu că două ore stau la emisiune și asta e. Dar, de fapt, faptul că tu uh, nu poți să lipsești într-o zi, poate, nu știu, ești duminică undeva la Baia Mare și e nunta unor prieteni și tu luni ai emisiune, dar nu poți să lipsești, că trebuie să fii indirect și orice alt om poate zice, bă, mă doare capul mă, Asta stau și eu da. acasă să mă odihnesc. E și asta un... Uh un lucru care face parte din lumea dar asta. Dar nu televizor. asta că oamenii trebuie să înțeleagă că uite, noi acum facem documentare, înțeleg, adică noi ne din experiența asta pe care noi am avut-o acum, faptul că am stat față în față și am vorbit, poate nu astăzi, dar peste 3 săptămâni sau peste 5 ani vom folosi discuția asta într-o altă conjunctură. Sau poate discuția asta, fără să-ți dai seama, este de folos pentru cineva care trece printr-o poveste asemănătoare ție și își găsește un declic care poate să-i schimbe viața în bine. Da. Dacă e să vorbiți de social media, care sunt lucrurile care te deranjează cel mai des? În ceea ce se scrie sau se spune despre tine, despre voi? Despre mine nu mă deranjează absolut nimic. Poate să zică orice. Să nu să nu zică ceva de fete. Deci, acolo, nu? acolo mor, nu mai sunt că inițial știi cum e, că ți se umfla așa o venă și încep să așa, dar mă calmează Tavi și e simplu pentru că pe toate aplicațiile există bloc exact. și du-te la gară băiete și cântă în altă parte că asta este. Despre tine, <coughs> lucruri care s-au spus și care te, sau nu te deranjau, vedeai așa că n-au niciun sens care erau. Um... Păi sunt multe. Faptul că bă, zic că sunt bă, bunicuța lui Tavi, pentru că sunt cu 5 ani mai mare decât el, da, e un lucru fără sens. Păi mi-ai întrebat lucruri fără sens să spun. Bunicuța lui Tavi. Da. Adică vreau, te fac, să te facă bătrână. Bătrână, da. M-au făcut și bătrână pe față că sunt bătrână, că sunt expirată. Mă rog, expirată. ăștia au făcut bătrână cei care sunt trăiesc veșnic tineri, adică ăștia care trimiteau mesaje. Da, ne? exact. Așa, ce doamne iartă mă mai zic, că sunt grasă, de parcă eu nu aș ști că am câteva kilograme în plus, adică trebuie să-mi că ei lucrurile astea, dar știi, fiecare om și le are pe ale lui. Eu nu înțeleg câteodată răutatea asta. Cineva spunea la un moment dat că oamenii ăștia de fapt scriu lucruri care vin din sufletul lor și că de fapt ei așa sunt în viața de zi cu zi, ca și cum ar avea o glindă în față ei scriu acolo. Păi dacă ai curiozitatea să deschizi și să vezi cine scrie, cine scrie? am mai văzut mă și la mine, au trei urmăritori și în rest trei margarete puse, nici nu au nimic. Sau unii Mie sunt Mie îmi placă ea cu icoane, da. de deci, ceea care da. sunt așa de la <laughs> ceea deci, da. cu, cu, cum să zicem, cu zi, cu Uh, frică de Dumnezeu, ăia da, sunt primii care scriu da. acolo. Aia mai tari. Și uh, nu știu, oameni care judec uh, absolut aiurea. Eu nu-mi nu permit să mai judec niciodată pe nimeni, pentru că, așa cum ziceai și tu, am trecut prin multe lucruri în viață, și nimeni vreodată n-a fost în papucii mei. Nimeni n-a fost niciodată în postura de a lua o decizie vreodată din deciziile pe care le-am luat eu în viață. Până una alta, nu cred că m-am descurcat foarte rău. Adică deciziile nu au fost întotdeauna perfecte, dar în același timp, cred că... Uh, pe termen lung, tot ce am decis a fost bine. Și cred că la urmă mai trebuie să fii tu mulțumită pentru tine și da, nu pentru ceilalți. Da, da. Dar n-ai cum să-i mulțumești pe ceilalți. Mie mai place aia de descrie mesaje și spun ce? Acum, fix acum mi-a scris o doamnă la o postare la mine pe Facebook. Ce? Asta ce mai arde gazul la ProTV? De asta zic. Mă uitam la pozele ei cu floricele și cu alte lucruri pe aici, cu nepoții. Spune că, spune că ești pe electric, acum no, nu, mai că... ești pe gaz. -a și a că ai și a... panouri solare. I-am spus că acolo e gazul mai ieftin. Da, 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 da. da, 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 da mie mi place și de oameni care îți mai scriu pe pagina. Mama, nici Aici nu scap de tine, dar ei intră și da, da. Așa, se, a, și a, încă o chestie. A, am scriu că îl întrețin pe Tavi. Ok. Ceea ce. Dar oare chestia asta o fac pentru a te jigni pe tine, pentru a te ataca, pentru a arăta ce i-am zis? Vedete, ce că, de că nu-i zice nimeni nimic? Eu cred că sunt, din păcate, foarte mulți oameni cu multe frustrări. Dar de unde crezi că vin lucrurile astea? Din, din singurătate, din, 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 din împliniri. Dar știi, dacă stai ca bou pe coadă și nu faci nimic, normal că nu s-ai împliniri. Că am stat șase luni acasă în perioada de COVID, că așa a fost treaba și mă... Uite, așa eram. Pe toate, pe, nu mai știam ce să fac. Pe, dar ca nu, să faci ceva. Ca să fac ceva, nu că stăteam cu... A fost cea mai frumoasă, cel mai frumos moment cu familia mea ăla, da. din punctul ăsta de pentru vedere. Pentru mulți oameni, cred că da. a fost un moment în care familiile s-au unit și au stat mai mult împreună ca niciodată. Fabulos a fost și am făcut multe lucruri uh, pentru casă și în casă și am gătit și am râs și ne-am distrat și a fost o perioadă în care chiar ne-am conectat super bine unii cu alții. Așa a fost la noi. Nu cred că la toată lumea a fost așa. Au fost și multe divorțuri după. Pentru că unii au stat și s-au descoperit. Exact. Dar, din punctul ăsta de vedere, păi, frate, hai să facem ceva, că nu, nu pot să stau așa de dimineață până seara. Deci mi-aduc aminte că făceam curățenie în fiecare zi, da, nu curățenie. Doar ca să faci ceva. Aspirator, mop, era ceva de nedescris, știi? Și, da, dacă stai și doar te uiți și citești, știi, îmi scriu, eu postez multe rețete, eu gătesc... Am văzut. Bine, zic eu... Am văzut, am văzut, am văzut chiar acum pe Facebook, la tine, acum câteva zile, nu știu ce varză făceai sau nu știu ce... Sau fasole, fasole. fasole. Fasole, bă, nene, mi-era o poftă, că -mi vârteai în oala aia. <laughs> da. Uh, și îmi trimit mesaje. Uh, da, ce crezi că noi nu știm să facem? Dar nu zice nimeni că nu știi. Uh, și da, mie îmi place că se asta ceartă de între Facebook ei. Ea mea, da. Adică a intrat la mine în da, casă, da, dacă vrei da. te uiți bine, dacă nu, nu. Și îmi place când încep să se ceartă <laughs> între ei, știi? Hai să vedem. Da, da, e, e. Dar oricum, e E, e, o e interesant dacă nu pui la suflet treaba asta și cineva zicea la un moment dat că dacă din o mie de mesaje din o mie de mesaje, doar cinci sunt răutăcioase, tu doar pe alea cinci le vezi și ele te afectează. Ceea ce, vezi cum e creierul uman făcut? Adică în loc să vezi Aia 995 care îți scriu și se gândesc frumos la tine, tu-i vezi pe a 5 pe care vrei să-i scrii. Păi dar nu, dar am spune și Tavi că, de exemplu, când are vreo cântare și se uită în sală, toată lumea dansează, eee, uuu, uh, sus pe bar, dă de bunie, așa. Da? Și da? sunt 5 la mese. Nu, unul singur, nu 5. Da. Unul singur care stă că poate săracul la una gagica și... Da' mă, și eu, așa... sunt, uite, eu sunt unul de la care stau la masă, mie mi place sus, să ascult, nu așa, să mă ridic da. să dansez. Băi, de deci ce el este nefericit cu ăla? De ce n-a reușit să-l spală și ăla de la Zic, Băi, băiatule, dar era toată lumea în picioare, e, ești da, da, ăla Ăla, 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 nu ăla ce avea el Haide că să mai povestim un pic și despre relația asta Cu Tavi cu Dar vreau să te întreb, uite, o poveste să nu uit uh, A pus-se treaba asta Că tot am pus un pahar uh, să să bem aici <coughs> <coughs> Și de aici te duci tot la emisiune <coughs> da. <coughs> care Nu, nu Care-i povestea e aia? E ca prostie, la da. Că la un moment dat era Gabriela Cristea A venit uh, sub influența alcoolului la emisiune Bă, și apoi stai că tot apăreau Și tot era ceva, adică Da. Știi ai că dacă sau eu n-am N-am comentat nicăieri Dacă nu mă întrebai tu acum Nu aș fi vorbit despre chestia asta Și îți răspund ție pentru că Înseamnă ceva Să-ți răspund ție da, Nu mai răspund așa Oricui Își permite să arunce cu Pot să zic rahat? Da, pe așa. se întâmplă chestia asta des, adică... da. Așa, da, e un grup la emisiunea pe care o prezint și un grup de susținători, știi că sunt părțiți, da. că toate reality show-urile astea au o grămadă de, eu îl susțin pe ăla, eu îl susțin pe ăla și fetele alea nu mă plac și pentru că eu sunt o tipă destul de expresivă așa, tot timpul gesticulez, tot timpul vorbesc, fac glume multe Într-o zi poate am fost un pic mai haioasă. agitată și haioasă, da. Și au zis că sigur am consumat ceva, iar toată presa, că de fapt aici voiam să ajung, toată presa, sau așa zisa presă, că eu nu mai consider că e presă, au preluat o știre a unui cont... În spatele căruia nu știm cine se ascunde uh, și care are câțiva urmăritori și au făcut o știre de presă. Uh, după care a doua zi, pentru că știi că ei nu prea au subiecte, pentru că de când a apărut social media... Uh, Dar multe vin din postările uh, uh, oamenilor de pe social media. Da, adică, adică nu mai ai nevoie, eu nu mai am nevoie să mă promoveze nimeni, că mă promovez singură. Tu la fel. Uh, și... Uh, Uh, au făcut din asta, mamă, o știre de au nebunit. A doua zi, că Dar ei nu tu prea știu un jurnalism -să, așa... Atunci, nu? nu? Nu. Sau de la tine din emisiune? Nu de la mine din, din emisiune. Dar cum să-mi permit vreodată în viața mea să mă duc la mine în emisiune, eu îmi respect meseria pe care o am. Și pe lângă asta, eu nu consum alcool. Asta e altă discuție. Eu consum alcool. Ocazional. Știi ce înseamnă ocazional? Am văzut acum o jumătate de gură că da, am deschis o așa de și am dat. Complezență despre ce vorbim. Probabil că uh, o să beau de ziua mea un pahar de șampanie și. Dar cred că nici nu are Gabriela, nu știu cum să zic, uh, sens să spui lucrurile astea. Da. Adică Ei, mi și se pare că, știi, câteodată păi din zic... dorința de a spune, le spunem, bă, stai, uite, eu nu fac asta. Încep să te întreb băgatul, da? dar poate, știi, poate am luat-o eu pe. Și a doua zi toate tabloidele, tabloidele m-au sunat, dar nu dai o declarație, că uite ce au scris. Și azi, nu, voi ați scris, ați preluat și nu dau nicio declarație. Eu nu am nevoie de voi. Ah, și... iar păi stai că îi arătăm noi. Și, păi da, dar nu te supăra pe mine. Când tu um, faci o știre și știi că dai știrea aia astăzi, de ce nu pui mâna pe telefon să mă suni? Și să-mi spui, alo, Ești beată, nu ești beată, ești plecată cu sorcova, nu ești plecată cu sorcova, care e situația? Dar nu pentru că ei nu au știri și e greu să te duci să cotrobăi după știri, cum, uh, știi? Mi-a povestit cineva odată o chestie care lucrează în presa scrisă și mi s-a părut incredibil real. Îmi spunea că atunci când au știri știi ce fac. Comentează la diferite conturi de astea mari de vedete, ei din redacție comentează, da, destul de agresiv, iar apoi scot comentariile alea în titluri de știri. Da, Iată am ce -i au zis, ce spun fanii, dar de fapt da. ei scriu și ca să provoace un, un da. Și Mi s-a părut că s-a ajuns așa foarte departe. De iar cine povestea, lucra în domeniul ăsta și povestea așa cu foarte mare. Seninătate. ne înălțați peste anul jurnalism, asta este. Povestea exact așa, uite, cum fac facem noi știrea asta și făceam... Cum adică? Păi uite, luăm un cont și un exemplu acolo, îi scriem două, trei comentarii negative iar după aia luăm practic povestea asta și o scoatem ca o știre și îl sunăm uite ce au zis fanii, uite ce a zis lumea. știi ce? pe bune? Și am zis uh, asta e... Nu, da, da. gândește-te că ai face tu emisia așa. Nu știu, Bine, dar... noi suntem pe stilul vechi, că și tu și eu suntem cam da. pe acolo. Și noi facem jurnalism... De pe vremea când se făcea jurnalism cu. Nu știu, surse, și eu mai văd casa tot. în ziar, asta mai povesteam și nu-i casa mea, adică mai văd tot felul de lucruri care se întâmplă. Uh, dar, uh, la urma urmei, cred că oamenii ușor, ușor uh, încep să înțeleagă, poate, anumite lucruri. Unii, unii, unii cred că nu înțeleg niciodată. Știi, știi pe mine ce mă deranjează și mai mult la genul ăsta de. Uh, situații. Faptul că, uite, de exemplu, după ce a fost treaba asta cu știrea asta, care n-are nici măcar o urmă de adevăr în ea, m-au sunat că să mă duc la un eveniment al lor. Păi cum? Tu ți-ai desfăcut prohabul, vorba aia, și ai făcut pipi pe mine și după aia eu ce să fac? Să vin și să defilez în roche de seară la tine pe covorul ros bombon. Adică, da. știi, nu mai, nu, nu mai avem... Uh, da, atunci uh, cred că nici nu aveai ce să faci. Adică au spus, Gabriela Cristea a consumat alcool la emisiune sau cum ai scris. Tu, dacă aici ceva, iată ce zice Gabriela Cristea despre uh, consumul de alcool. Nu, dar ce să comentezi? Uh, iar șefii mei s-au amuzat. Înțelegi? Pentru că n-ai cum. Pentru că oamenii știu cu cine lucrează. Nici măcar nu, nu s-au deranjat să mă sune să mă întrebe, băi, e ceva adevărat? Nu te-a afectat din punct de vedere în no, niciun asta. fel. În niciun fel. Nici măcar nu m-a afectat știrea în ziar. M-a afectat atitudinea asta de care îți spuneam. Și faptul că n-au pus mâna pe un telefon să sune sau faptul că n-au încercat da. măcar să afle cum stau lucrurile. Da. Și după aia, dar nu mai -a... A, și asta. Nu ne mai dai și nouă știre? Ba da, luați-o de pe Social media. social media. Șoc! Gabriela Cristea face fasole. Care este rețeta <laughs> vedete? Intră aici ca să afli. Da. Și pentru că tot am vorbit de mâncare, ciucă avem pe prietenii noștri de la Carrefour care prin Bringo, aplicația pe care o avem instalată pe telefon, ne aduc în 90 de minute și chiar mai repede ce comandăm. Așa că hai să facem o comandă. Mi-a făcut poftă de fasole. Fasolea chiar e senzațională dacă știi să o faci. De câte ori o fierbi? O părești, nu o fierbi. O părești, odată și arunci apa aia și apoi? De vreo trei, patru ori, depinde și cât timp. îmi place mai mult fasolea bătută, mamă, dar și fasolea păi bătută am făcut. Bătuta, bătuta ai făcut? Bătuta. Bă, nu, înseamnă că nu ai rețeta ce am văzut eu. Ne într-o oală, o să caut să văd exact. Și așa, A. așa, aburi și era bine de tot, adică oh, tu ai fi văzut plăcinta mea de mere pe care am făcut-o cu soacră Nu mă mea. Înv 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 învârteai ceva într-o oală. Stai că o să o caut eu să văd exact. Stai nu știu unde am văzut-o la tine sau la Tavi. A, a nu știu. Stai un pic, că îți spun eu imediat. Dar, oameni buni, haide să comandăm ciucă, niște fasole și ne dă rețeta Gabriela Cristea, da? da? Ne dai rețeta? Hei. Ne dai rețeta dacă nu... Uite mă, aici mă, asta mă, da mă, fasole era. Încep cu nu, ah, -a, nu, -a era zacuscă. Asta. Zacuscă, mă, de asta zic. Părea... Că Aici am văzut, ia uite aici. Auzi, dar A, să știi iubire. că bărbat, meu mi-a zis, zice, nu-i duși și lui o zacuscă? Nu cred. Băi, Tavi, n, adus, n adus, Și uite, ea vine totuși cu ca vin acasă, vine cu spumant, na, asta e. Putea să-l borcan de zacuscă. De să am aici și mâncam o poezie. Deci știu că comandă pe Carrefour ca să ne aducă oamenii ăștia prin Bringo foarte repede. Deci A, fasole fă. caută niște afumătură. Ia niște aqua carpatică să avem aici la podcast. Ia, ia de asta... Fi. Uh, apă minerală, ia ce mai luăm? Uh, afumatura, afumatura, Afumă. fasole, afumatura. Ceapă cu... pentru fasole. Roșie. Exact. Ceapă roșie? Ceapă roșie. Ceapă roșie, mamă, Florin, tu vrei ceva? Fibre. 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 Păi vezi că. Fibre. fibre. Ne-au omorât cu ne fibre. Ne arumă, ne arupte <laughs> asta micuță cu fibre. Uh, ciugă, tu ce vrei? Uh, eu aș vrea niște bine niște vin, foarte bine, bagă de la Sâmburești să avem acolo da. și uh, să fim uh, pregătiți. Bringo, oameni buni, este aplicația care stai acasă cu familia și în 90 de minute îți aduce tot ce trebuie. Uh, aveți în uh, descriere link-ul, așa că tot ce puteți să faceți este să-l apăsați, stați uh, stați, urmăriți podcastul și vă aduce acasă. Mi se pare foarte tare asta cu aplicațiile, știi? Am descoperit-o și eu Suntem când am avut COVID. Cu Bringo? Da. E foarte tare, mă, ți-aduce acasă tot. Da. Dar de niște puturoși, adică bună ziua, ce vrei și Da, mă, dar aducem... n-aveam voie să ies când am făcut da. prima dată COVID, cred că nici a doua oară, am făcut de două ori COVID, o dată când m-am dus romantic cu Tavi la Băiana Brașov, eram în romantism, așa, ne luați și un apartament de la să ne rupem în fițe și așa. Și la un moment dat zi, eu nu mai pot cheamă salvarea. Și ce crezi? Nu mergea televizorul din cameră. Și sună și la recepție, veni să ne faceți televizorul. Și la un moment dat, era oia de la salvare și aia care reparau televizorul nu înțelegea nimeni nimic și eu eram leșinat de acolo în pat. Da, mă rog, nu asta voiam să zic, că aplicația asta am descoperit-o când am avut prima dată COVID. Și pentru că am comandai stat... să vin acasă. Da, am stat, am făcut COVID din la lung nu da. mai știu care, se care, mai termina. care se mai termina. Și la un moment dat n-am mai avut alimente și am descoperit că e simplu. E foarte frumos și e foarte simplu, dar fii atent. Acum am zis că o să-l cunoaștem și pe tabie puțin mai bine. Uh -huh. Avem așa un, pe final de podcast că cineva trebuie să se ducă și la muncă, da? Da. Și haideți să facem un felul următor. Cine e mai romantic, tu sau el? El. Cine stă mai mult cu fetițele, tu sau el? El. Cine este mai impulsiv, tu sau el? Eu. <laughs> Dar ce vrei să te mint? Nu, tocmai de asta. Cine se uită mai mult pe Netflix? Disney, HBO și voi? Eu pe Netflix. Eu pe Netflix. Fetele pe Disney și Tavi se uită în general pe YouTube. La ce te uiți pe Netflix? Ultima oară am văzut un serial. Vrei să zic da. care? Sex Life. Am știut E mișto, da. e mișto, mișto. Da, de, o puțin deci... tras de păr în prima serie. Ok. Dar e da, e interesant. De ce, de ce te uiți la sex life? Pentru că ciucă, îl înțeleg, e singur, încă nu și-a găsit jumătatea, dar tu... Auzi, dar fii atent, zici că ești bărbată mi acum. Mă întreabă, zice, la ce te uiți? Și zic, mă uit la un serial. Și el zice, la ce serial? Și eu zic, sex life. Și el îl văd că tace și nu zice nimic. Și după trei zile... A ținut în el trei zile? după trei zile vine și îmi zice, te uiți la serialul ăla? Zic, okay. L-a văzut și el între timp? Între timp, ce crezi, mă? A început să se uite la el ca să vadă la ce se uită de vastă sa. Și uh, zice, sper că nu te apucă și pe tine ca păia de acolo să... <laughs> dar cum dar nu, zice și cum, nu hey, zice și cum să se uite. Nu dăm spoiler acum. Îi apucă? Îi apucă, Ii apucă, apucă o da. relație din trecut și... Am da, înțeles, da. ok. Da. Și e gelos tavi? A, nu. Tu ești geloasă? Nu. 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 Niciunul nici altul? Nu. nu. Nu ai căutat un telefon niciodată? Nici... O... Nu, asta cu telefonul, nu... Nu este o singură dată am căutat în telefon în viața mea, și din momentul. De fapt, nici măcar în telefon. Um, și am jurat că nu voi mai face asta niciodată. Când s-a întâmplat? Uh, aveam 20 de ani. <coughs> Aveai telefon? Nu aveam telefoane, telefon, aveam pagere. Pagere. Ah, damă, pagere. Și fii atent. Uh, posesorul pagerului a plecat la un moment dat în Franța, parcă. Și la pager știi cum era pentru cei care da. sunt mai tineri, nu știu, să sunai la un număr, pager, da. da. sunai la un număr de telefon, alo, bună ziua, aș vrea să trimit și eu un mesaj la indicativul 3279. Habar și da. la primea mesaj. Și la primea mesaj, dar tu trebuia să-i spui, uh, vino în, la stație la Lizeanu, Vasile, să te semnezi, să știi omul cu cine se întâlnește în stația la Lizeanu. Și pleacă posesorul pagerului în Franța, parcă. Și eu rămân cu pager Acum eu zic, mamă, ce, mi se părea oricum o chestie pager. Pua. Cred că ăștia nici acum arde râde de noi cu lacrimi. Și încep să iau la butonat pagerul. Mamă. Și ce crezi la un moment dat? Găsesc un mesaj trimis ieri cum ar veni, în care scria, mie dor de tine, Gabi semnat Gabi. Aici cu Gabi este na. Și eu zic, păi băiatule, eu nu i-am trimis acest mesaj. înțelegi? E, și omul avea, era duplicitar, avea o altă relație cu o gagică pe care ce crezi o chema tot Gabriela. Asta mi se pare foarte mișto, adică nu-ți greșea niciodată, adică avea ai trebuit Gabriela în telefon. Da, mă, dar tu dai că era mesajul de ieri și eu mă uitam zic, bă, am Și ce ai făcut? L-ai așteptat să vină? Te pup, papa. La revedere, papa. Și gata? E, nu mai știu exact că e... Dar... Și de atunci să nu se caute în telefon nu, orice? Nu, am Niciodată? zis nu. nu, nu. A, da, eu am parola de la telefonul lui Tavi știa, viale, uh, adică ne căutăm în telefon la modul uh, vezi cine mă sună și răspunde. Adică nu e, nu ne ascundem de nimic. E telefonul cu tine la baie? Uh, dacă am treabă, da. Dacă nu, nu. Asta mă ne omoară, telefonul nu peste tot. Da. Mai departe, uh, să vedem, uh, să cunoaștem mai bine familia. Cine face primul pas la o împăcare? Eu tavi. Deci ești și așa țanțoșă, nu? Sunt scorpion, că Cine gătește mai bine? Uh, eu. Cine da, a... gătește și el foarte bine. Da? Da. Uh, cine ascultă mai multă muzică, e clar? El. N-are încotro. Cine e mai șef în familie, autoritar? Uh, cu fetele depinde. E acolo polițistul bun, polițistul rău? Uh, câteodată, da. Da? Da, câteodată. Dar dacă tu e o decizie, o ține și el sau vă contrazice? Da, de față cu ele o ținem. După aia, dacă e, ne... <laughs> vă lămuriți voi. Ne lămurim noi, da. Uh, cine dansează mai mult prin casă? Uh, Tavi, cu fetele. Cine e mai pupăcios? Tavi. Bă, da, a câștigat multe puncte. Da, aici. da, da. Cine ai mai ordonat? Eu. Da? Cine spune mai des te iubesc? am uh, amândoi. Nu există unul sau altul, el e mai romantic. Hai să-i dăm lui un punct, da. Îți aduce flori? Uh, foarte des. Piu, că-ți a zis mă de? că e bărbatul perfect, Bă. nu mai crezut. Doi, deci. Perfect crescut, exact așa cum la trebuie. La linie, la dungă. Cu mama, soacră, cum te înțelegi? Bine. Și spui, mama, soacră, l-ai crescut impecabil. Da, chiar l-a crescut impecabil. Chiar l-a crescut. Uh, bun, haideți să vedem uh, mai departe. Uh, aveți și voi curiozități? <coughs> Care sforă <e>? Eu. <laughs> nu cred. Ba da. ba da! Și via când eram gravidă, spoream așa de tare că mă trezeam de sforăitul <laughs> Nu Ce se întâmplă? E aceasta? Da, e că de eu eram... Da, exact bun. Dar uh, ce vrem să te minți serios acum, că nu, suntem oameni Da, mă, suntem oameni, e normal Ai vreo fobie? Uh, da, mi-e frică să nu îmi pierd copiii pe la mol. Ai uh, vreo băutură preferată? Mm, da <laughs> Coca-Cola? Da, ok Zero Zero. Cât mai puțin zahăr Așa, care e cel mai bun prieten din televiziune? Uh, Mulți, așa, prieteni din televiziune. Am. Da Că câțiva... dacă este, zici așa. Uh, te referi la oameni de. Oameni cunoscuți, nu, nu știu, prieteni din televiziune. Mm, nu știu să spun așa. Știi, oamenii. Sau prietenia înseamnă altceva. Da, înseamnă altceva. Adică înseamnă nu doar salut-salut, da. înseamnă altceva. Da. Păi vezi cum e chestia asta, că totodată mă gândeam și eu, ai 2000 de numere de telefon în uh, memoria telefonului și când e să sunt pe cineva tot la 3-4 persoane te gândești. Da. Uh, ai vreun joc preferat cu fetele? Uh, f... mm, mm, nu neapărat. Nu, nu, că depinde ce vor ele, e după starea lor de... Și, Și ai spus ceva mai devreme, o chestie, că uh, kilogramele, tot ai încercat să zici de treaba asta, că uh, ai luat ceva kilograme în plus, Am luat, nu? da. Am luat. <laughs> <laughs> da, dar să level... băi, piant. Te apasă pe chestia pe... asta? Uh, da, mă apasă. Da, uh, îți povestesc imediat. Știi, uh, eu am o vorbă, ca să închidem în gura tuturor. Mă, omul bun... Trebuie să fie mult, mă. <laughs> mult, înțelegi? Să te bucuri, mă, de el. Da, exact să fie. Exact mult. Să fie. Da. Când uh, ai început să te îngrași? M-am îngrașat... Nu... Dar eu te întreb asta pentru că tu ai spus că ai da. probleme cu kilogramele, că nu se vede. Adică nu uh, arăți ca o persoană care are probleme cu kilogramele. Uh, nu mă simt bine. Asta este nu, nu psihic sau până la urmă știi cum e, că mai evoluezi, ți-o evoluează și corpul, nu ai ce să faci, că asta e. Uh, nu mă simt bine fizic. Și am început să obosesc foarte tare, mă rog. Uh, Dar știi când s-a produs declicul? Da, în momentul în care am făcut tratamentele pentru Hormonale da, pentru sarcină? Da. Adică da. atunci ai simțit că nu mai poți să să-ți controlezi corpul? Da. Și până atunci, deci până să am fetele, a fost foarte, era foarte simplu pentru mine. Dacă luam un kil, două, trei, cinci, mă reglam foarte repede. În două săptămâni eram ok. Acum nu mai pot, efectiv nu mai pot. să, Dar nu mai pot să țin cură de slăbire. Ia uite. Ai momente în care ți-e ciudă? Chestia asta? Uh, da, dar nu neapărat de uh, uh, faptul că nu țin cură de slăbire, ci că nu pot să mă concentrez pe o chestie. Mi se pare că uh, poate o las cumva pe ultimul plan, așa, știi? Și uh, mi se pare important până la urmă și cum arăt și aspectul fizic al unui om, dar uh, eu cred că și uh, uh, o femeie, dacă se îngrijește și dacă e frumoasă, e frumoasă oricum. Și cu 5 kg în plus și cu 10 kg în plus. E expresiunea asta câteodată, aia care apar la televizor trebuie să fie... Da, mai îmi scriu, mai îmi scriu, de ce nu te machezi? Pentru că am făcut și eu un research să văd. Apropo de chestia asta cu facebook cu de ce funcționează, pentru că la mine chiar funcționează. Aveți foarte o comunitate foarte frumoasă și foarte da. mare de oameni care vă urmăresc. Și am făcut un research să aflu uh, de ce funcționează, pentru că am încercat multe chestii până la momentul la care am ajuns. Acum. Și uh, oamenii spun că se uită pentru normalitate pentru atitudinea pe care poate să o aibă și ei acasă. Adică, bă, chiar dacă sunt persoane cunoscute și le vedem la televizor, iată că și ei sunt ca noi, învârt în, în zacus ca aia, mănâncă și ei fasole, exact. se mai ciondănești și ei, mai prinde și pe ei ploaia când trebuie să stringă nu știu ce de prin curte, Asta mai zic. vedeam la voi. Da, da. Sau, nu știu, te mai cerți cu bărbatul sau orice, orice, orice. Știi? Care a fost cea mai mare ceartă a voastră? Mă, nu prea ne-am certat așa... Bă, uite, o să-ți povestesc de asta. Fii atent. Și să, să fie ceva care nu s-a mai spus practic până <coughs> acum. Nu s-a spus. Fii Eram noi de vreo... Tavi este... Să spun și care este defectul lui, că până acum e perfectul perfecțiilor. Asta am vrut să zic. Bă, deci ți-a pus Dumnezeu mâna în cap cu un așa bărbat. Dar, iată, Dar, mitul... iată, că există și ta. Că nu există să fii perfect. N-ai cum e cicălitor, frate. Nu cred. Da. Și eram noi de vreo câteva luni împreună. Și gândește că după aia m luat de nevastă. Asta așa parante <laughs> Și eram noi de vreo câteva luni împreună. Și la un moment dat ne-am dus să ne întâlnim cu uh, un văr de -al lui, cu nevastă, sa, mă rog. Și a stat în herăstrău. Și am stat în herăstrău și nu știu ce nu i-a convenit lui acolo, că nu mai mi-aduc aminte toate amănuntele, îți dai seama. Și când am plecat, el băuse un pahar de vin și m-am pus eu la volan și conduceam și eram cu mașina mea. Și plecam din Herăstrău și aproape de șar de gol, aglomerație bară la bară. Și el tot mă cicălea, eu n-aveam chef de cicălea, mă tot cicălea, mă tot cicălea, mă tot cicălea și la un moment dat... E scobori aici. Nu. Uh, era bine. Uh, am tras frâna de mână hâșt și m-am am plecat și l-am lăsat, el era în dreapta și am plecat și am lăsat mașina acolo. El a coborât, s-a învârtit dreapta, s-a învârtit, că nu știa ce să facă, înțeleg, că nu știi cum să reacționezi la o de asta, știi? Și... Eu am plecat, deci eu am plecat și am plecat, nu m-am mai uitat în urmă. Da, ce se întâmplă cu -a -a? Ce poate să se întâmple cu mașina? Urcă și el o trage media pe dreapta, și... da. Și el, băi, se blocase tot și drumul. Și pe tine, Gabi, te rog, întoarce-te! Nu, nu, că el nu știa cum să reacționeze, că să lumea se uita ca la urs. Și a, s-a blocat traficul, că știi? și, mă rog, într-un final a tras mașina pe dreapta și ne-am întâlnit a doua zi. Și ne-am cerut scuze Reciproc? Reciproc. înțelegi, că a înțeles și el că mă frecase la cap și că nu era cazul. Și eu că am plecat de nebună și așa, a fost bine. Și mai e cicălitor și acum? Mai este cicălitor, dar să știi că asta... E constructivă, cicălare. e cicălare. Constru... Da. Dar ce îți spune cel mai des? Să nu uiți că trebuie să faci nu știu ce. Să nu uiți că trebuie să... <laughs> Lasă-mă! Dar are dreptate. Deci, până la urmă, tot e bărbatul. Are, 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 are. Perfect. Da, este. Eu mă bucur mult că ai venit la podcast și uh, uh, că sper că te-ai simțit bine. M-am simțit bine, da. A trecut timpul foarte repede? Uh -huh. Am povestit așa despre foarte multe lucruri și ce repede trece viața. Ai, ai impresia asta că trece repede, și că parcă acum avem 20 de ani? Uh, păi, da, eu am 20 de ani. Ah. Oameni buni, pentru că astăzi am avut un podcast cu Gabriela Cristea, care are 20 de ani. Nu ai luat numele, nu te cheamă și... M în buletin mă cheamă Clonda. Clonda, iartă-mă, numele de scenă a rămas, Gabriela. Uh, Gabriela Cristea, da, pentru că așa mă știe lumea. Cum și știi ce? Chiar dacă ai tu 20 de ani, eu cred că trebuie din când în când să-ți mai faci un control pentru siguranță, pentru prevenție, da? Uh, prietenii noștri de la Sanador, Sănătatea Castil de Viață, au un voucher pentru invitații noștri, care trebuie să înțeleagă că trebuie să fie cât mai uh, atenți cu sănătatea lor și cât uh, mai preventivi. Mulțumesc să știi că și eu tot la sanador merg. Da, vezi câte lucruri avem în comun? Da. Și nu ne-ai adus la da. Asta zic. Uh, Tavi, uh, la următorul podcast <laughs> poate vii pe la noi. Nu știu, deși ceva și toate tu adus la cuscă. Păi, da. Nu eu, știu. Eu îți mulțumesc mult că ai venit. Uh, Gabriela, Cristia, oameni buni, o puteți căuta pe Facebook, pe n Instagram. N-am vrut să te mituiesc. Da. Puteți să o căutați pe Facebook, pe Instagram și pe TikTok. Pe TikTok, da, nu prea să... Lasă, da, că da, o să da. Fie. Și pe da, că și, -aude YouTube, YouTube, că și pe tavi. că... exact, căutați da. acolo. Îți mulțumesc mult de toți să aveți baftă și să ne vedem sănătoși. Doamne ajută! Și la fel, ok, superb. Da, mersi. Te pup, vă pup! Și acum să luăm revista asta. Hai să vorbim! Haide să vorbim! Eu plec, vă las, Ok. Iulie 2000. Ce an! <laughs> mulțumim A fost mulțumim. un an bogat, ca să zic așa. A fost, A fost o recoltă. A fost. Da. A fost ce trebuie. Și privirea asta... Da. Și ți-au pus mai în naiba și cercei cu iepurașul. Da, păi așa era treaba. Trebuia să ai un element de să... da. Foarte frumos. Mulțumim mult de tot, Gabriela. Oameni buni, ne vedem la următorul podcast. Până atunci vă lăsăm în descriere unde puteți să-i găsiți pe acești oameni și puteți să ne lăsați comentarii și vă mulțumim și sănătos să fim, Doamne ajută, Nu mai bine!